parfumat, m-am m-am spălat, m-am curățat de păcate. Bună seara, băi, oameni dragi. Bună seara, vă pup. Salut cu stimă și respect tuturor. Ce faceți, stimate janghine, în această duminică superbisimă? În această în acest nou început de săptămână, nu? Că știți că în unele țări săptămâna începe duminica, nu? Bună seara, Jenginim perfect, 43.000 bitcoin, nu? Păi dar a fost și la 46, cum să bucură? Bună seara, Clemans, salutare băi, Tenie, bună seara, Eugenia, salutare, Daniela, salutare și ție băi, Ștefan, Adrian, Corneliu, Pante, Mircea, Carla <laughs> Ia păi ce să fac, ce să fac băi, alege, atâta pot, cu asta mă ocup Stați că nevastă mea... Nevastă mea dă drumul la televizor, vrea să ne luăm copyright strike, să închidem live-ul și să stea și liniștită. Eu atitudine, ea e zici. Vă zic sincer că aseară a fost supărată pentru că am stat 5 ore și jumate pe live și într-adevăr, într-adevăr, recunosc chat, nu a avut și ea timp de absolut nimic. Uh, și câteodată, sincer, îmi pare rău și pentru ea Da, mai bine îmi pare pentru mine Nu, no, glumesc Glumesc după ea, iar vin turbați din ea să zică Uite vezi, Paraschiv face glume de genul I hate my wife Este misogine, terminat E, da, anyway Bună seara tuturor uh, Am tras aseară puțin cox Păi da, sincer Bă, frățioane, m-a terminat discuția aia Vreți să vă mint? Mă uitam astăzi că i-am trimis lui Vlad Coste, că na, el a înregistrat, dar nu avea feed video de la mine și i-am trimis tot feed-ul noapte, am stat, i-am trimis tot feed-ul, el l-am aplaudat, i l-am trimis, l-a urcat pe tot, nu i-a mai dat cut, nu știu, era și partea cu gluma cu găina la sfârșit. Bun, dar am stat și am ascultat chat, încă o dată conversația. Bă, atâta... Avea dreptate Stoian, atâta cât s-a dus omul meu pe la Bacău ca să se întoarcă pe la Ploiești și el voia să se ducă de fapt la Timișoara prin Oradea. Bă, bă, nu tot timpul încerca să evite răspunsul. Bă, dar măcar dacă zicea, uite că asta eu înțelegeam, sincer. Bă, nu pot să răspund la întrebarea asta. Bă, nu vreau să răspund la întrebarea asta. Bă, de fiecare dată când ajungeai într-un punct unde urma o întrebare care să fie clară sau să... Da, puteai obține un răspuns clar, da, nu. Bă, de fiecare dată să, să ducea într-o zonă... de... Din... aia dragilor, stați puțin că am ajuns într-un punct prea departe. Hai să ne întoarcem să vedem de ce a fost inventat acest proiect. Bă, lasă-mă, hai că am ajuns aici, hai să aflăm asta. Da. Și sincer, da, dintre cei trei, de departe eu am fost cel mai acid și cel mai nesuferit dar am fost așa, deși eu cred că am fost respectuos, adică nu -am, am încercat să nu-l opresc decât când se ducea tangențial, de fapt nici ce tangențial, divergent total față de întrebare, știi? Am încercat să păstrez o, o limită, o, o, normă de bun simț. Dintre cei trei, cred că am fost cel mai acid oricum. Stoian a fost așa foarte calculat și eu înțelegeam de ce întrebările lui Stoian erau puse într-un anumit fel, pentru că erau întrebări puse cu scopul de a te duce din punct în punct ca după aia să vină ultima întrebare care să-i dea în cap pentru că toate răspunsurile de până atunci spuneau altceva. Cum a făcut la aia cu investitorii elvețieni. Superba aia, mi-a plăcut. Anyway, bă, deci obositor, obositor rău tare de tot. Obositor să porți o discuție de genul ăsta, vă jur. Da, bun de politician. Ah, nu nu ar fi rușini, eu sunt la muncă și voi la distracție. Și eu, și eu mâine. Stoian e o semiclonă de chifoi? Nu, cred că Stoian e mult mai inteligent decât chifoi. Mult, mult mai inteligent. Eu tot întrebam, când dracu răspunde asta la întrebări? Da. El zicea să nu schimb subiectul, el schimbând subiectul la fiecare două propoziții. Cinstit. Bună seara, Andreea, te pup. No, nu, nu nu, mai la tine este YouTube de căcat, peste tot este YouTube de căcat, în momentul în care încerc să încarc ceva, îmi ia foarte mult timp. Stoian are prea mult bun simț, da, chiar a avut mult bun simț. Vreau să vă prezint această, această superbitate de churros, băgați puțin la cuptor și apoi această ciocolată nesimțită, această scârbă de ciocolată. Nu vreau să vă fac poftă mare, dar Puteai să, puteai să, pui zahăr pudră pe astia Abia zahărul lor. Ok, ok. Ei ce, cum iau că noi nu avem zahăr sau? Asta suntem atât de săraci? Suntem atât de săraci că nu avem zahăr? Am, e amestecat. Bă. Foarte bun. Da, Am să vă zi ieri. Să las că mă filmează nevastă mea. De ce mă filmez un? Bă, am zis să vă zic chiar, dar n-am mai avut timp. A venit, uh, am făcut acum vreo... Vine seara, am făcut comandă de pizza chat. Și am cerut și tiramisu. Nu mi-au trimis oamenii aia tiramisu. I-am sunat înapoi și le-am zis, bă, frățioare, mi a trimis ce dar nu mi a trimis tiramisu. Nu e nicio problemă, sunăm noi înapoi la delivery Și experiențele mele cu oamenii de la livrări, în două zile separate. Și trimitem noi pe altcineva. Au trimis pe altcineva, relativ repede, un românache. Românac. Românachele, când mi-a văzut numele acolo, că nația ți apare numele, a zis, bă, Asta e românache de-al meu. Și îmi zice, salut. Și zic, salut. Uh, ziceci că a uitat ăștia să stremeată uh, a, doua part, a doua porție, nu? Și zic, da. El. Sărăcii. De ce, de ce să i și cnești pe oamenii care îți fac bani? N-am putut să înțeleg. Deci el tot așa, o șmechereală de genul ăsta ieftină. Băi, ei sunt niște sărăcii. Eu, eu, de, eu livrez mâncarea și ăia care îmi dau mie să mănânc... Bine, îmi dau mie de muncă și... Pentru că de pun munca aia mănânc. Ăia sunt sărăciile lui iară, dracu' de proști. Uh, ieri al pacheciat. Unul de la Amazon. În clădirea în care... Locuiesc, sunt multe intrări, multe corpuri. Și mă sună, și îmi zice, uh, sunt la uh, poartă. Și zic, bă, nu stau acolo, lasă că vin eu la tine. Și zice, deschizi poarta? Și zic, nu sunt acolo, nu locuiesc acolo, vin eu la tine. De el iar mă întreabă, deschizi poarta? Ăsta nu era român, nici englez. Uh, zic, bă, omule, pe ce stradă ești? Și el îmi zice, why are you so rude? Zic, prietene, tocmai ce ți-am spus că vin eu după tine, eu vin după tine, deci tu ești omul care îmi livrează mie pachetul, eu ți-am dat unde stau, ok, nu știi, te înțeleg că nu știi să ajungi, nu e nicio problemă, vin eu la tine, deci îți fac acest Stau dau această dovadă de bun simț la adresa a ceea ce faci și tu îmi spui că eu sunt rud cu tine. Da, ești nesimțit, știi? Ești obraznic, ești impertinent. Și el mă întreabă în continuare, why are you so rude? Mă duc la el, eram deja nervos, mă duc la el, era unul mai mic ca mine. A zis, bă, mă bac cu ăsta, nu mai, ce mai? Eram pregătit. Mă duc la el și zic, what do you mean I'm so rude? Oh, nu, no, no, here your package, your package, your package. Ah, ha, ha, ha. Futut. <laughs> A, tu mai... Are... stați -sta puțin că nevastă mea mare, are pe mine pe live. Cine a zis de ciuros? Ce a zis cineva de ciuros? Uh, da, ciuros sunt niște delicatețe spaniole, niște dulciuri spaniole. Gata, am comentat. <laughs> am dat like live-ului. Vă salut din mers. Poate mai stai live și după ora 11. Da, 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 da. Că semnezi tu divorțul. <laughs> Un urologiu sună noaptea jumătate în castel în poartă. Oare cine bate? Eu sunt bună, maică, fiul tău dorit. Eu și, la... Eu și de la oaste mă întorc rănit. Bă, cratal. Clasa 6, cât era asta? A 7. -a. Uh, sunt scoverci. Sunt scoverci. Dacă ai ști tu, vin eu martor. Da, super. A fost superbă experiența mea cu livratorii zilele astea. Uh, să le zic și experiența cu locuitul interfonului. Hai că vă zic și experiența cu locuitul interfonului că a fost tare. Bun, deci eu aveam un receptor care are o problemă cu uh, pinii de la conector și am zis prima oară eu, bă, cumpăr uh, nu, foarfe, clește din ăla de înlocuit uh, pinii de la fir. E un P PJ11, mi-a spus, uh, mi spus Cătălin, tot băiatul care m-a ajutat și cu calculatorul. Bun, zic, bă, cumpăr, eu înlocuiesc eu. Cât de greu poate să fie? Am cumpărat la când l-am cumpărat am realizat, bă frățioare, stai puțin că de fapt problema nu este la conectorul ăla, știți? Că se prinde ca acel cablu de la Ethernet, da? Și zic, bă stai puțin că de fapt nu este problema cu acest conector. Conectorul nu avea nicio problemă, problema este la receptor. Zic, cum e nicio problemă, desfac receptorul nu poți să desfaci receptorul. Zic, bă, nu e nicio problemă, înlocuiesc tot sistemul. Și vă dați seama că nu am găsit un alt interfon, un alt aparat din acela care să fie identic cu cel pe care l aveam, așa că am comandat eu altul. Bun, am comandat altul, acum leagă cablurile. Leagă cablurile paraschive erau șase găuri, în ăsta altul, na, știai, din ăsta erau vreo 4, mi se pare, ăsta pe care le aveam inițial, erau 4 găuri, da, știai că vedeai acolo unde erau băgate cablurile, na, da, nu, erau 4, erau 4. cum mă, că era, erau până la 3-4, erau până la 3-4. Da, lasă-mă să zic că știu eu ce zic. Deci, erau vreo 4 găuri, dar două cabluri care intrau în 3 și 4. Ăsta la altul nou, 6. Acum Loredana zice că Pagă și tu în 3 și 4 <laughs> Zic <bine. laughs> Ce se poate întâmpla? <laughs> am băgat ceat în am prins ăla în perete, am dat gaură, vă dați seama, am dat gaură în perete să prind ăla, să așa, la... că nu să potrivea, nu mai era pe aceleași găuri, Trebuie trebuit să dau alte găuri să prind șuruburile unde trebuie. Da, 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 uh, erau patru cabluri, deci, nu, erau, scuze, erau două cabluri, uh, primul telefon, receptor, ce naibă era, avea patru uh, locuri în care puteai să le bagi și se, erau băgate în 34 4. ăsta, avea șase și mi-a zis nevastă-mea, pune și tu în 34 și, și aici. Băi, chat, am pus în 34 și patru a făcut flamă, ce drept, a făcut flamă și după aia îi zic lui nevastă-mea, mă duc până jos, le-am conectat eu într-un final, mă duc până jos și sun la interfon și tu să-mi răspunzi dacă merge. Și zice da. M-am dus jos chat, nu mai mergea interfonul toată clădirea. <laughs> nu mai mergea deloc interfonul Zic leu ce facem acum Așa că l-am dat jos pe la pe care l-am pus L-am pus pe ăsta vechi <laughs> Am forțat eu acolo Receptorul ca să pot să mișcă la să bag conectorul, l-am băgat cât de cât. Am coborât astăzi, am sunat iar, acum mergea. Deci am reparat, am reparat, deci am reparat toată problema. Uh, mergea să sun, eu sunam de jos, nevastă mea nu, aici în casă nu suna, nicio problemă. Uh, da, când a ridicat nevastă mea receptorul, eu auzeam pe nevastă mea, ceea ce este absolut halucinant, n-am să vă mint. Deci eu auzeam pe nevastă mea vorbind. Și mi-a deschis ușa, deci merge să deschid ușa, asta e bine. Uh, dar evident nu pot să auzi persoana care sună jos Dar mâine o să-l sun pe ăsta de la mentenanță să-i zic Nu știu bă frate, ce, are ce se întâmplă, nu știu, nu mai merge ăsta Și nu știu ce trebuie <laughs> Absolut superb Care au fost concluziile de ieri? Fiecare își trage propriile concluzii în astfel de discuții Nu cred că, nu cred că ai ce concluzii să tragi și cred că na, erau unii oameni în live la Vlad, în live, în premieră, că a dat premier, uh, care se luau foarte în serios. Deci ei, și asta, bine, Stoian era cu bun simț și serios. Dar eu nu cred că aveam cum să fim serioși. Deci, oricum nu cred că cineva ar trebui să se aștepte ca don ca să zică altceva decât că sunt nevinovat. Și de aceea, orice întrebare ei pune... Ați văzut, în momentul în care cineva încerca să-l pună în, dificultate, de obicei Stoian sau eu, evita răspunsul. Hai cum să iei lucrurile astea prea în serios. Adică, na, știți ce zic. Uh, dar la ce trebuie să auzi? La ce trebuie să auzi? Cum la ce trebuie să auzi? Păi da, tu când ridici receptorul nu trebuie să-l auzi pe ăla de jos care sună, deschizi ușa așa la oricine? Crezi că suntem ca tine care iei femei la 50 de ani în mașină și n-au bani să-ți plătească și oferă servicii sexuale? Deschidem așa la oricine, luăm pe oricine în mașină? Da. Uitându-mă la video, din nou, și mie mi s-a părut că Vlad i ținut, nu știu dacă neapărat i-a ținut partea, dar i-a dat oportunitatea de a evita unele răspunsuri la niște întrebări și încerca cumva, poate voit, poate involuntar, să mute cumva atenția discuției, spre exemplu la remarcile, remar remarcile nu? acelea cu cazii nou, cu membru, cu nu știu ce, care nu și aveau rostul, că nu era vorba despre aia, dar... Sincer să fiu, într-un fel îl înțeleg. E prietenul lui, chat. E, e și prietenul lui. Și el, Vlad, are deja o opinie formată în legătură cu asta. Vlad crede că el este, că va scăpa nevinovat. Asta e opinia lui. Și din start este biased la adresa asta și pot să înțeleg și asta. Adică nu am o problemă încă. Na. Și eu probabil, dacă aș avea un prieten în care am încredere, mi-ar plăcea să cred că este nevinovat. Știți? Deci? Te Dum. <laughs> nu era asa cali, da? <sniffs> nu, cred că Vlad. Nu, nu, asta nu cred. Nu cred că Vlad speră la niciun fel de beneficiu. Așa cum speră, exemplu. Speră ghiduși. Haide, YouTube, trească familia ta. A, ah, stai că am asta de ieri, nu mai puțin. Stai că a asta aici de ieri. Cum era? Din ce parte tăiam? De aici tăiam, nu? Nici nu mai știu. Da, și de aici. lasă-mă. Auleu. Dai puțin de aici, nu? Dai puțin și de aici. Mă dau așa și mă dau și mai mic. Așa, cred că e ok, nu? <coughs> <coughs> nu o să răspund la aceste afirmații tinere. <coughs> tinere Alexandru. Nu, așa, lasă și nu, stați și cam așa las. E bine asa. E uh, Hansel aici tipul Bă Hansel, cu cât te plătești ăsta, de editezi? Vrei să te învăț și eu cum să meditezi? <laughs> Vrei să te învăți și eu cum să meditezi pentru uh, pentru TikTok? Cu ce editezi? Cât te plătește? Zim ca să știu. <laughs> Dacă Justi ar fi prietenul tău, ai spera să fie Vinova și să scape Bă Repet, cred că în general Orice prieteni am avea Cred că la justiție Și tot ziceți de Justi și asta Bă, nu cred că mai e nimic de discutat Acolo, voi tot încercați să mai Scotociți hândelul Nu cred că e mai e nimic de discutat E clar că a hărțuit Acea femeie, e clar că a fost Condamnat pentru asta, e clar că nu știu, a avut niște prejudicii de plătit la adresa acelei femei? Le-a plătit? Nu a mai făcut-o? Ce poți să... Ce mai e de discutat? Nu înțeleg. Eu nu vă înțeleg de ce mai e asta. În continuare face contentul cu care nu suntem de acord? Ce putem să mai spunem despre asta? E, nu e ca și cum... A făcut altceva, știți? Și a primit pedeapsa, a... a plătit, înțeleg, pentru asta? Ce să mai, ce, 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 mai e de spus, că nu înțeleg. Premier Pro. A, Premier Pro, plata e natură. Cum adică, bă, ce ți dă? Mere, pere, piersici, ce ți dă? Că ți dau și eu, n-am, îți cumpăr, îți trimit. Bună seara, domnule Cătălin. Banane, cinstit, Stăți că a venit unul care nu înțelege ce vorbesc eu, fiți atenți aici. Cum adică nu suntel de acord? Vorbești în numele nostru? Și cu cine te iei mai, omule, despre cine vorbești? Uh, servicii dentare. Bă, sincer, dacă îi plătești în servicii dentare, respect, respect. În ultimul video ai imobilizat pe cineva la pământ. Și din nou zic, sunt niște lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt greșite. Încurajez pe oricine care este victima unui astfel de comportament să meargă să depună plângere. Ce, ce pot eu să vă spun? Sincer, spuneți-mi voi, adică ce credeți că aș putea să zic? Ce, dar ce ar putea să mai spune cineva că am văzut chestia asta și la... Și din nou, și la Fire, și la doctorul, și tot așa lumea. Bă, justițiarul, ce poți să mai spui? Dacă, repet, dacă hărțuia o altă femeie, dacă, nu știu, făcea o chestie despre care nu s-a vorbit. Nu sunt, eu personal nu sunt de acord cu genul lui de abordare în ceea ce privește felul în care îi poate uneori îi influențează pe oamenii ăia să calce străbu. Nu sunt de acord cu asta. Am spus-o de atâtea și de atâtea ori. Dar ce să fac? Să repet chestia asta la nesfârșit? Nu știu ce așteptări aveți. Uh, asta apropo de ce a spus... Uh, cine a spus? Wacky, nu? El. Uh, acum 6 ore a apărut un clip cu noul lui BMW X5. Să mai fabrică X5-uri? Adică gen, sunt modele noi la X5-uri? Când mai spui gluma cu găina De ce să știi când se ieși de pe live este Bun, hai să ne uităm la apropo de ghiduș Hai să ne uităm la acest video Doar trebuie scos de pe internet Singurul mod în care poți să scoți pe cineva de pe internet Este să nu-l urmărești Adică ce pot să-i fac? Ce, ce, pot eu să-i fac? Cum, cum crezi că am eu autoritatea de a-l scoate pe el de pe internet? dar nu te mai uiți la el. În momentul în care nu o să mai facă vizualizări, probabil o să prenunțe la genul ăsta de content. ce trec cu ai, măi, Fănel? Băi, Fânel, tu vorbești în numele nostru, marși, mă, de aici, mă. Aici, tu mi-ai ce, ce să vorbești și ce să nu vorbești. Tu te, băi, omule, n-ai treabă pe o altă parte, n-ai... N-ai o familie de întreținut la ora asta? Stai așa la mine pe live să-ți pierzi timp. Uh, da. Da, majoritatea oamenilor de aici, Fănel, îmi pare rău, nu suntem de acord, adică noi, în general, nu suntem de acord cu genul ăsta de abordare. Ce vrei să vă... Vrei să te mint? Uh, da, cum adică vorbești ce vrei pe live-ul tău? Care fănel? Nu mai e, gata, s-a dus, a fost. Bun, hai să vedem acest material pentru că este puternic dezvoltat din ceea ce am auzit. Bun, hai. Atenție, acest video poate conține urme de foame. La băile țum, pa, țum, pa. Pentru cei care consumă content online zilnic, nu e o surpriză că există foști influencer care au început cu content normal acum câțiva ani, iar între timp au devenit... Ai discutat despre ce a postat Călin Donca despre Dorian Popa? Nu am discutat ieri cu Călin Donca ce a vorbit despre Dorian Popa? Nu cred că mai are rost să mai discut încă o dată. Am discutat chiar cu el. L-am întrebat pe el, ce rost are să mai discut? venit panouri publicitare umblătoare pentru casinouri și case de pariuri. Totuși, aparent există oameni care încă nu știu despre faptul că YouTube-ul este parazitat de astfel de specimene, care promovează mai mult decât agresiv site-uri de păcănele online și au impresia că acei influenceri muncesc din greu. Lasă-mă să-l convocăm și pe acolo să ne spună de, de Lamborghini-ul lui. Lasă-mă să te Am tău, banii și a luat mașina. Absolut, absolut. Absolut. O, am, am, început să muncesc, am, am mutat pe Premier Pro, să încep să fac cu Premier Pro, că pe Premier Pro vă că nu-mi dă crash-uri ca în da Și da, am. O, o să pun partea a pe TikTok, evident. <coughs> Ajunsesem ieri aici, fix la începutul mitului și am crezut că am numerit prost. <laughs> Bun, stați așa să dau ăsta puțin. Nu, e, asta e la maxim. Ok pentru că asta îi face, îi provoacă lui fericire în viață și atâta timp cât n-a făcut rău niciunui om și n-a dat în cap nimănui și-a muncit băiatul, bravo lui. Dar revenim la aia cu munca și cu asta cu păcănelele, că la tine a fost iarăși o gherlă, la aia cu colo, cu uh, la Lamborghini și că bă, ai muncit. Este streamingul ăsta de păcănele, ne întoarcem la aia. Uh, muncă. Din ce cred eu te prefaci că joci la păcănele, când de fapt nu te joci la păcănele a, okay, și live. și știi. Da. Ha, ah, okay. pe care l-a făcut acolo o perioadă bună de timp, și cred că încă îl face. E muncă, asta. Eu sunt total pe din afara subiectului, cupă. Eu cred că depozi. Eu sunt total pe din afara subiectului, adică tu nu știi ce se întâmplă cu păcărelele. dracu, nici spic, nu știa. Ah, asta se întâmplă? Ah, nu știam. Hm. Po bune? Dragi de ei. Nu știam că asta se întâmplă, sincer. Altul. Eu am crezut că el face live-uri normale în care face reclamă. Dar nu știam că joacă pe live. Asta se întâmplă, efectiv, se joacă pe live. Aoleu, nu știam. Așa face? Nu. Cum? Da? Wow. Bă, da, nu este atât de convinabil cum domnul Dorian Popa nu știe nimic, bă, frate. Bă, și în condițiile în care nu știe... Absolut nimic despre nimic El totuși îi promovează Pe oamenii ăștia și este de acord Cu al lor comportament Da Zice, Bă, bravo Ai muncit bravo bravo Dar el nu știe cum a muncit ăla E foarte convenabil Nu vi se pare Nu vi se pare că este Mereu uh, Contextul în care se poziționează Dorian popă e convenabil pentru el A da eu am lăudat pe cineva Care face asta păi nu știam și de ce l-ai comand. Uh, uh, zi să zic, de ce l-ai. Uh, Recomanda, de ce l-ai lăudat? A, ah, păi, uh, stați să vedeți că eu am crezut că altceva. Păi nu mai bine decât să ai păreri, ai certitudini și apoi. Sau te, îți bazezi opiniile pe niște informații și apoi spui ce ai de spus. A, ah, nu, a, ah, ok. Linkul de la vali. Deci ăsta e ursul, nu cred mai ce aveți. A, mă, că e vrăjeală, nu cred. Ama, nu cred, mă, valice. Zici că e a lui? Să fie a lui? Când a fost postat ăsta? Al lui este de unde știți? Te-aș minți eu? <laughs> păi bine, seamănă perfect. Orice urus din anul 2020 și e la fel, nu? Adică nu cred că seamănă. Toate sunt la fel. Ce aveți? Cât vrei să-l țină? Că face kilometri. Adică ce vreți să spuneți? Că el a luat această mașină doar pentru a face content cu ea? A lui e. Băi, stați puțin că n-aveți de unde să știți sigur. Eu, eu, eu încă mai sper că nu e a lui. Ce dracu? Chiar așa? Mi se pare atât de amuzant deși a luat Urus acum 3 luni și acum la 3-4 luni când l-a luat. Nu știu, 6 luni cât o fie având. Și acum l-a pus la vânzare. Superb. Bă, are Bang Olufsen pe el. Tare. Tare. Foarte tare firma asta de uh, audio și mobilă, e peste Loganul meu, da? Și eu am încredere, n-am să vă mint, a spus colo că îl dă înapoi, poate că glumea, nu, nu mi-au -mi Lamborghini, nu, niciodată, adică nu, nu mi-aș la mașină de genul ăsta niciodată eu. Bă, știu că a spus, bă, este știu că a spus chestia aia, dar eu n-aș avea încredere într-un om care a mai spus lucruri de genul uh, M-a prins poliția a drogat, mi-a luat carnetul, ca să fie, uh, zi, să zic, clickbait, știi? de a nu zic că aș avea... N-aș avea încredere. Anyway, hai. Hai să vedem acest material. Ce să zic, sper să-și găsească cumpărători să-și recupereze o parte din bani. Linie de șeptar <rani> cu nu pot să crede, de bună! cap. În viața mea nu am luat linie de era de-a dreptul șocat la podcastul lui Micuțu când a aflat care este de fapt munca lui Colo. Haide să-i arătăm lui Dorian și celor care nu vor să știe sau nu sunt informați. Păi ok, a luat un leasing, nu e mașina lui, dar Seama, dacă când. stați puțin, stați. ajutați-mă să înțeleg chestia asta cu leasing-ul. Uh, dacă o dă înapoi, nu are și o valoare reziduală a sa pe care o are de recuperat, adică pierde toți banii care i-a dat pe leasing până în momentul respectiv, te dima. Adică toți toți banii nu îi revine nimic, pierde tot. A, ah, cinstit. Ce să zic? Om inteligent, vreau să vă mint? depinde și ce fel de leasing e? Ok. Păi uite, uite, Alex spune că depinde și ce fel de leasing e și ăsta e expert cu mașinile, că și-a mai luat mașine leasing. E leasing operațional, o dai înapoi când vrei. ah, ok. De ce să ia leasing? Păi, cred că înțeleg de ce să-ți iei leasing în condițiile astea. Închiriezi o mașină ca să faci content cu ea. Cred că aici poți să înțeleg de ce. Băiatul de ce stă cu mască pe față la el în casă în timp ce se filmează? Ca și vrei el. Vrei să-mi pun și o mască? Să stau și eu? Stau și eu dacă vrei. Ce întrebare asta? Uh, tu de ce nu te expui pe internet? Că nu-ți dorești, probabil, nu? Adică, cred că nu vrei să te expui pe internet mai mult de un punct încolo. Așa și el. Nu vrea în momentul de față să se expună pe internet mai mult de, de la nas în sus. E atât de simplu. <coughs> Faza este că este și el conștient că nu are chiar bani de Lambo, stă la bloc, parcă, păi, nu, eu cred că și l-a luat cu scopul ăsta de a face ceva content cu el și poți să înțeleg asta. Poți să înțeleg nevoia asta de a face content în felul ăsta, n-aș face-o niciodată, nu mă înțelegeți greșit. Bă, apropo, stați așa, că văd aici ceva cu Man United. Credeți că va debuta astăzi... Uh, credeți că va debuta astăzi Drăgușin cu Man United? Nu de alta, dar dacă nu debutezi debute cu Man United, cu cine dracu să debutezi? Cu Stoke? A dat gol Man U! <laughs> ok, respect. <laughs> Nu mi-aduc aminte, ai făcut gluma cu găina? Da, 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 spre final. În minutul 3, ok, ok. Hai. ...despre ce e vorba de fapt în acest fenomen. Hai. În timp ce legea antipăcănele stă blocată în parlament de câteva luni deja, internetul este plin de reclame agresive la păcănele și influenceri care fac live-uri cu jocuri de noroc, morți de beți fără nicio restricție pentru minori. În cazul lui Ghiduș, vorbim despre un personaj care a începuse prin a face vloguri cu cele mai importante nume din YouTube-ul românesc. Uh, nu știu dacă l-ați văzut, acela era Spic. Spic nu știe ce face Ghiduș. Ei făceau vloguri împreună, aparent, dar el nu știe. Spic... Speak... Ah, e Ghiduș la el pe canal, apro apropo. Da, ăsta e canalul lui Spic. Deci, uh... <coughs> Spic nu știa ce face Ghiduș pe live-uri astea. Nu l-a mai interesat. <laughs> da, Spic nu știe nimic, nici el. Și care apărea în emisiunile unor ilustri prezentatori gen Măruță. Ia să vină, mă, Alex Ghiduș. E băiatul la simpatic, de-a transpira de s-a roșit totul când a mâncat. Uite, mai țineți minte? De era să leșine. El e, mă, Alex Ghiduș. Ca mai apoi să ajungă la aproximativ 35 de ore de live cu păcănele în șapte zile. Jos fustița, sus chiloții, strigă vlogorul Alex Ghiduș într-un colț în timp ce restul ecranului este dominat de păcănele viu colorate și de o reclamă care îndeamnă pe urmăritorii lui să viziteze site-ul fără depunere.ro, o platformă de marketing afiliat care promovează bonusuri oferite de cele mai mari companii de jocuri de noroc din România. Pe fundal se aude muzică de păcănele și sunete de om care vomită. E unul dintre prietenii lui Alex Ghiduș, care și-a început live-ul din seara de 2 octombrie. Da, restricții pentru minori. Dacă iese minorul din scară de la bloc și la colțul blocului, îl vede, îi vede pe unii rupți în gură la cârciuma din colț. Cine îți... Cine îi... Îl prote, ce? Cine îl protejează de asta? Ce, ce, ce legătură? Stai că nu înțeleg. Ce legătură au păcănelele cu oamenii care sunt... Nu, nu, nu pot să înțeleg ce la ce te referi. Puteam să înțeleg dacă argumentul tău era iese din scara blocului și vede reclame la păcănele, că vorbeam despre păcănele. E ca și cum mai spune cine protejează femei... Uh, ok, sunt reclame de păcănele, cine protejează femeile de viol. Ce legătură au cele două situații? Că nu înțeleg. John e omul de la colțul blocului zice că un copil îi vede beți că joacă la păcănele și poate fi influențat. Păi, ok, dar ce legătură are cu bomul beat de pe stradă, care înțeleg că stă la colțul blocului? Ce legătură au astea? A, da, dar tu n-ai spus asta. Știm cu toții unde sunt păcănele. Dacă spuneai asta, da. Dar tu n-ai spus asta. Tu ai spus când iese omul din scara de bloc și la colțul blocului îi vede pe unii rupți în gură la cârciuma din colț. Ce legătură mai are rupt în gură la cârciuma din colț? Că e beat la cârciuma din colț. A, că joacă și aia păcănele. N-ai spus asta. Ai spus că îi vede pe unii beți. Ce legătură au niște oameni beți la cârciuma acolo unde dracu? -i? Unde te aștepți să se omul? Nu la cârciuma, nu de aia e cârciuma să te duci să te îmbeți dacă ai chef să o faci? Ce legătură au una cu alta? A, dacă spuneai, da, iese din scara blocului și vede pe blocul reclamă la păcănele. Aia, da, avei dreptate, dar n-ai spus asta. Adică noi vrem protecție de... Păi, bă, omule, nu, -și, nu știi să scrii, îmi pare rău. Nu te mai chinui, că ei, nu știi să scrii, omule, drag. Asta face program full-time doar din stream de păcănele. Păi la 35 de ore în 7 zile, da, ăla e program full-time. Că stau beți și joacă păcănele și ca adolescent este influențat de ce vede în jurul lui. Da, asta da, dar el n-a spus asta. Înțeleg, ok, dacă ne ducem în zona aia, da, oi, pot să înțeleg. Dar ce cauți în Cârciumă, în primul rând? că adică, ce cauți ca minor în Cârciumă, știi? Uh, nu, cred că ar trebui să fie acolo, în primul rând. Problema până la Cârciumă sunt panourile. Sunt sălile de joc, înțelegi? Alea sunt problemele cârciuma de o dracu. Că na, la cârciuma se duce omul să-mi bată. Dacă ne referim la sălile de jocuri de noroc, aia e o altă problemă. Știi? Ok, acum voi încercați pe data, stai că nu trebuie să fie cârciumă, că poate fi altceva. Dar vorbea de cârciumi. Vorbeam de cârci, mă, drag. Au mai tu vrei zici, da, dar poate e altceva. Ok, păi, hai să vorbim despre altceva dacă vrei să vorbim despre altceva. Dacă vorbim de cârcium, e cârciumă. Ah, bine măi, John, știm cu toții problema jocurilor de noroc, credem că știu foarte bine despre ce vorbești, știm, nu e nevoie să vii aici cu atitudine din asta în care mă educi pe mine unde sunt jocurile de noroc, care sunt problemele, dar tu n-ai spus asta, nu mai fi atât, atât de defensiv că tu n-ai spus asta. Dacă vrei să spui un lucru, spune-l clar, concis, elaborat, dacă nu, taci dracu' din gură, că n-am chef să stau să-ți ție caligrafiile greșit construite aici. Da, Cărcima n-are poster cu un fost sportiv care spune ea și joacă, știi? Ai exact, despre asta e vorba. Benzema zeul. Adică ok, dacă vorbim, repet, dacă vorbim, bă, copilul este din scara blocului și vede afișe cu nu știu ce. Da, corect, aia e o problemă. A, ba nu, dar știi ce sunt, nu sunt obligat să fac? Să te las pe tine, să existe aici. A, uite, vezi, te-a Nu mă, dar nu mă interesează ce a vrut să spună. Că nu-l obligă nimeni să scrie rapid. Nu, 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 eu nu sunt aici să deduc ce a vrut el să spună. Aici, dacă vrei să scrii bine, scrii concis, clar, să înțeleagă lumea ce scrii, și după aia. Eu, eu trebuie să deduc ce vrea el să spună. De ce sunt eu aici? Nu-l oblig, nu obligă nimeni să scrie. De pupă, fratele Claus. Da, trebuie să corectezi ce zice lumea ca să aibă sens, corect. <gătări> intoxicat cu alcool. Nu este o speculație, ci o realitate recunoscută de vlogger chiar în titlul streamului, care sună cam așa: Ghiduși băut niște șpriți. Plus +18. <gătări> Se mișcă bine, 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 bine. La băile Herculane, sunt pa, pa, sunt pa, expoziție de bulane, sunt pa, pa, țum pa. Așa, așa. Vedea. Hai bagă albastră, verzi ce hai Lunile sau stele? Bă, nu știu, e extrem de trist să ajungi de la nivelul la care a fost el. Oricum a fost mult mai sus decât sunt eu astăzi mult mai sus. Adică nivelul de relevanță pe care Ghiduș l-a avut la un anumit punct, mult mai sus decât am eu și decât probabil sper eu în următorii 5 ani. Și să ajungi de acolo la asta, nu are cum să fie satisfăcător pentru tine. Niciodată. Niciodată. Evident că acel clip nu mai este public, probabil din teama de CNA care încearcă timid să dea niște avertismente, pentru că îmi e greu să cred că Ghiduș l-a pus pe privat de rușine. Nu. Eu cred că și YouTube-ul a început să-i sancționeze foarte mult. Um... Că am văzut de foarte multe ori postări de ale lui Colo pe Twitter, în care face call-out echipei de la YouTube, spunându-le că, nu știu, un video i-a fost dat jos, fără explicații. Și cred că și youtube nu știu dacă asta este, ăsta este motivul în această situație, dar sunt ă, momente în care și YouTube-ul face asta, dă videourile de genul jos. Nu cred că există da. noțiunea de rușine la astfel de oameni, Truc, cât fatric. despre Colo vorbim despre un Lamborghini urus care are un influencer, pentru că la cât de des apare acel Lamborghini în clipurile lui, mi e greu să spun că Colo e influencerul în această situație. Colo este exemplu palpabil că în România nu există cancel culture și că poți să faci cam orice fără să ai de suferit. Nu, no, că... n-a angajat oameni competenți sunt niște oameni care se răspund la YouTube acolo să mă bată chatul. E ceva v-am mai spus cu reclamația, cu procesul cu v cum cheamă Alina Varanic. V-am mai spus. Le-am trimis hotărârea instanției în care a zis, a zis instanța negru-alb, domnule, nu există motiv de proces în cazul ăsta. Le-am trimis aia și le zic, bă, puneți și mie video ăsta la loc pentru că, uite, mi l-ați dat jos în bază de copyright și că a mers în instanță. Instanța a zis, nu e motiv de așa ceva, deci nu mai e motiv să-l țineți jos. A, ah, păi nu, că noi nu putem să-l mai repunem. Zic, oameni dragi, mi-ați spus că nu puteți să-l lăsați pentru că m-a dat în judecată și așteptați hotărârea instanței. A venit hotărârea instanții. Luați-o de aici, tradusă. Luați-o de aici. Nu, că nu avem cum să-l mai punem la loc. Dacă nu ești global, nu se răspunde nimeni, da. Eu am făcut un clip despre cei care promovează jocurile de noroc în online, iar un streamer mi-a dat jos video pentru efectiv o secundă. Clipul avea opinute. minute. A, uh... Te pup. Stai că am uitat. Ne-am uitat la el, nu? Ne-am uitat la el. Nu, 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 l-au șters din greșeală. Pe al meu l-au șters pentru că, na, mi-a dat. A să duce în instanță. Da, ne-am uitat la el. Anyway. O celebru scandal de acum câțiva ani cu instigarea la viol, în care Colo a fost chiar arestat. Influencerul nostru s-a reprofilat cumva pe păcănele. Și aparent asta i-a adus destul de mulți bani încât să-și... Credeți că player este colo, de fapt? <laughs> nu știu dacă e aici în chat, dar să nu mă juri. da, de ce? De ce să... Stai, 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 stai să vedem treaba asta, stai să vedem ce zice Adela. Că timid să dea niște avertismente, pentru că îmi e greu să cred că Ghiduj l-a pus pe privat de rușine. Nu cred că există noțiunea de rușine la astfel de oameni. Cât despre Colo, vorbim despre un Lamborghini Urus care are un influencer. A, că uitat la, cât de des apare acel Lamborghini în clipul... Bă, ne-am uitat la asta, nu? Urile lui mi-e... Bă, și ce s-a întâmplat? Cât s-a dat în urmă? Ce n-ai să dat ăsta în urmă? Sau a pus partea asta de două ori din greșeală? A luat YouTube ul n rău. de mulți bani încât să-și permită mult mai cunoscutul Lamborghini Urus. Colo fără Lamborghini ar fi ca Dorian Popa fără cheluț. Colo și Ghiduș sunt doi creatori de conținut între ghilimele mele foarte mari, care și-au construit o carieră înainte să se apuce de live-uri zilnice de păcănele și au atras un număr mare de oameni. Cred că unii nu realizează ce înseamnă de fapt aceste cifre. De ce există streamer de păcănele? În primul rând pentru că online-ul este un loc unde nu există restricții clare. Jocurile de noroc în online sunt extrem de ușor de accesat și aduc un profit instant. În publicitate și marketing se pune accentul pe return of investment. Decât să plătești chiria unui banner stradal care îți poate aduce sau nu oameni pe site, e mult mai fiabil să plătești un pseudo-influencer să se joace câteva ore pe site-ul tău de păcănele și să invite fanii pe chat să-și facă cont. Apropo... Bă, da, eu nu pot să înțeleg totuși cum poate fi profitabil sau cu cât îi plătesc pe acești indivizi care, na, da, nu știu, câți oameni are ghiduși pe un astfel de live? 50, 40, 100, câți oameni poate avea? Că țin minte și pe ăla, pe distrusul ăla de uh, Dorian Popovici. Avea 50 de oameni pe un live cu păcănele chat. 300-400 are ghiduși pe un live? Am mă, ce naiba despre ce vorbiți? Hai să fim serioși, de cine credeți că e? Uh, câ câți oameni credeți că... Da, și Dorian Popovici, nu Popoviciu. Ghiduși? Eu nu cred treaba asta WM. Nu cred. Finanțez cât mai mulți oameni, ok. Ultimul live atât avea? Ok, ok, dacă sunt 300, 400, hai că pot să înțeleg. Po, am auzit, domnule, dar eu nu fac toate live-urile cu păcănele. Aha, în fiecare live e un chatbot care dă link cu rotiri gratuite, indiferent că live-ul e cu CS sau cu altceva. Așa că, ba da, faci reclamă la păcănele în orice live. Au succes acești păcăniști? Da, dacă nu ar avea, nu mai erau plătiți. Sunt adolescenți și copii. Corect, aici, da, ăsta este răspunsul la întrebarea mea. Înseamnă că eu au totul succes dacă încă sunt plătiți. Îndeajuns să devină unul dependent și să vândă apartamentul și să bage tot la aparat și să scoată banii uh, pe influencer plus restul care pierd câte 1002, da. Cinstii, da. Te salut, Ionuț. La mine pe live de ce intră doar reclame la tampoane pentru că mie nu mi-e rușine să recunosc că mă duc să le cumpăr câteodată. <laughs> Cu link de afiliat se creează pe site-ul de păcănea. De aici ajungem la marea problemă. Publicul acestor oameni este format din adolescenți și copii. Chiar după cum ne zicea domnul Ghiduș, știu că sunt copii care mă urmăresc. Chiar dacă nouă cifrele ne arată că sunt majori toți, știm cu toții că mulți mint cu privire la vârstă pentru a-și face un cont. Mă Cistit. întâlnesc cu oameni pe stradă cu părinți care îmi spun că sunt mulțumiți de conținutul meu, că copiii lor mă urmăresc și că se bucură că nu înjură. Bă, bă măcar nu înjură, da? Bă, corect, adică... Bă, nu mi invest copilul să-și bage și în gura cuiva, dar totuși îl înveți când să apese pe șeptari. Cinstit, cinstit. Am mai auzit de o femeie de la Sibiu care a vândut casă și a băgat banii la casino. Hai că a gol Richardson. Da, cinstit. Mersi frumos. Ține-mă la curent, te rog. Se lăuda Ghiduș într-un interviu în Libertatea din 2020. Mirajul jocului e susținut de lumini, culori, sume de bani imense, bani real sau nu, care nu se știe dacă vin de la influencer sau chiar de la casino. Și cred că mai e și treaba asta, nu e așa? Uh, acel uh, swipe, știți, pe care îl facem noi la toate rețelele astea de socializare, acel uh, bam, bam, bam... Tot timpul stăm în așteptarea unui stimul, lucruri care de altfel nu ar veni din experiențele noastre, din viața reală. Adică tu n-ai putea, dacă ai fi departe de toate mijloacele astea electronice, tu n-ai putea avea atâtea oportunități să aștepți atâția stimuli care să te bombardeze constant cu informații. Și chestia aia este aplicabilă și la jocuri. Paraschiv, de ce nu face video în care să îl tagheze pe Shelly? Mersi frumos, Sebastian, pentru Gifted. Apreciez. Mersi frumos. Uh, asta se întâmplă și la jocurile astea de noroc, că ai și chestia, ba mă, ce intră? Ok, șeptari, căpșuni, uh, portocale, banane, căcaturi de genul ăsta. La nivel uh, de subconștient, sunt sigur că lucrurile astea se întâmplă. Dopamină, da, exact. Dopamină. Nu, în cazul cărora sunt Vezi că am mai zis odată pe, pe live că generează dopamină senzația, ă, acțiunea aia, că asta generează și mi-a zis unul că sunt prost, că de fapt este adrenalină. <laughs> și a luat ban. <laughs> uh... Acord cu stresul când spune că, logic, Îți dai seama la fiecare dacă joacă pe banii lui și dacă joacă pe banii cazinoului. Cine crezi că are bani să joace 50 de milioane în fiecare seară, 7 din 7, și să mai și câștige câte 100 de milioane în fiecare seară? <laughs> deci, noi. Eu, eu mă întreb, ei nu cumva. Ei nu cumva să uită la niște filmulețe generate? Adică, nu numai că nu joacă. Sau, a, nu știu, că probabil mai și spun cât pariază sau ceva de genul. Da, anyway, nu știu, era doar o întrebare, dar până la urmă, de fapt, poate chiar joacă. Pe asta zic, li să dă un link unde pot, oare, doar privi un filmuleț sau, ha, baram, cred că joacă, ok. Bun, joacă pe creditele alea de la cazinouri. Asta nu, nu aveam îndoială că joacă pe banii lor sau nu. Era clar că nu joacă pe banii lor. Dar mă întrebam așa, oare nu le-ar fi mai simplu să uite doar la niște uh, filmulețe? Pentru că în filmulețele alea ai putea garanta că la un anumit moment dacă câștigă, știi? Da, un fel de jucat demo, da. Sifo. Da, asta mă, gândesc, Te că nu e, la fiecare mă gândesc că nu e ușor să reacționezi la un astfel de video. Da, aveți dreptate. Te vezi pe ce miză joacă, cât are la balanță și cât câșt câștigă în fiecare seară și cred că își dă toată lumea seama care joacă cu bani reali și care nu. Susține <laughs> bărbatul. Stresul. Sistemul din spate e puțin mai tricky. Oamenii ăștia nu sunt plătiți numai pentru a se juca, jucând nu atrași pe nimeni. Sunt plătiți pentru a promova această boală pe post de entertainment cu titluri care sugerează că jucându-te la păcănele te îmbogățești. Ești din foame. Și până la urmă se numește jocuri de noroc, nu? Deci ne jucăm. Nu. E foarte idiotă denumirea pentru că include cuvântul joc. De sloganul joacă responsabil nici nu vreau să aud. Țineți minte că asta ne spunea și Diana Stoica când am avut-o pe live, tot așa, această construcție în care, prin care ți se sugerează că de fapt totul este pentru amuzament, totul este de distracție, totul este de uși că totul e așa, o, o, ceva. Hai să ne jucăm, mai ca și cum ai ieși în parc cu tovară și tăi și ai bate mingea, știți? A game, da, games of luck, da, na, e ideea asta, ne jucăm, totul e de distracție. Dar o distracție din care poți să te îmbogățești, vino să câștigi acest apartament. <laughs> nu vreau să jucăm responsabil, vreau să nu mai jucăm deloc. Se poate? Câți bani se fac din păcănele live? Detalii despre banii care se învârt în industrie pot fi găsite și pe platforme publice, precum listafirme.ro. De Da, dar e greu. E greu să știi sigur de unde vin banii respectiv la tot soi de influencer de genul ăsta. Um, Ei pot spune, stai domnule, că ok, am acele sume acolo, dar multe sunt și din alte, nu știu. Sunt din plăți de la YouTube, spre exemplu. Sunt habar am pot veni din... Sunt din donațiile de pe YouTube, sunt din alte chestii. N-ai de unde să știi niciodată cu exactitate cât plătesc. Dar cred că suntem cu toții conștienți că plătesc foarte mult. De exemplu, stresul Alex Ghiduș și Colo colaborează cu aceeași agenție de publicitate din Călăraș, Betting Pro Advertising, SRL. În 2022, compania a avut o cifră de afacere de peste 9,5 milioane de lei și un profit de aproape da, 3,4 milioane de lei. În 2021 profitul firmei a depășit 4,5 milioane de lei. Foamea nu este numai de bani, ci și de atenție. Colo a făcut de curând un giveaway cu un iPhone câștigat de mm. un cop. Oh e o chestie care mă supără, adică mă supără, mă întristează așa în poza asta, că eu îl cunosc pe băiat și e un băiat de nota 10, dar... Da. Și nu mă refer aici la acolo. Da, am văzut cine e în cadru, da. Da, asta spunea Hansel. Copil, asta ne arată cu atât mai mult ce fel de public au acești streamer de păcănele. Ce este câștigătorul... Prem... Premiul lui iPhone 15 făcut acum cu ocazia sărbătorilor, cine e făcut? Ce a fost făcut? Câștigătorul sau premiul? Nu, no, eu am vorbit cu el și mi-a zis că bă, eu sunt prieten cu el cu mult înainte de a fi ei el în online. Și eu nu mi-i părăsesc prietenii și na. No. Eu în continuare îl apreciez pe el, nu pe colo. Sau iPhone-ul? Sau cine? Mă văd pe mine când eram mic și mă duceam mama la McDonald's doar o dată pe an și atunci de ziua mea să-mi iau un Happy Meal pentru că nu ne permiteam mai mult la momentul acela. Și asta ce e o scuză că faci stream-uri cu păcănele la copii acum sau ce? Și azi efectiv am trăit aceeași bucurie în acest tânăr urmăritor. Ai trăit, Ai trăit bucuria în acest tânăr? Știți că asta am zis și eu pe live-ul ăla. Băi, e scris prost rău tare de tot titlul ăsta, adică... E... Oleu, nu, nu pot să comentez mai departe de atât. Colo. Bichel. Efectiv, da. da, ai grijă ce căcat zici. Bine, acum eu văd lamborghini aici, nu te vă pe tine, Băi, Colo. Cred că lamborghini i-a dat giveaway <laughs> Bă, colo, mai bine lăsai pe copilul ăla să scrie postarea Că tot unii merea mai corect gramatical Mă, frate, mă Totuși există exemple că poți să nu mor de foame ca și creator de conținut chiar fără contracte cu păcănele. Ce să vezi? Exemple ca Imogen arată din nou și din nou că poți să faci entertaining fără să faci... Ok, ce... am înțeles că n-are bacul luat. Dar totuși, după clasa 10 se dă diplomă de clasa 10 a ști să citești și a scrie ar trebui să fie ceva uh, necesar, dar nu suficient pentru a trece clasa a doua. Nu? Adică... Ok, înțeleg că n-a luat bacul. N-am așteptări de la el să ia și bacul. Bă, da, măcar să scriești, să... asta corect, să se exprime corect. Știi? Adică între clasa a doua și clasa a zecea, sunt 8 ani de zile lui arără cu de ani reclame la aparate. Alte indicii despre banii care se pot face <laughs> din importante Important stream... e că mesajul e scris din suflet, da. ...de păcănele se pot găsi relativ ușor dacă știi unde să cauți. Marius Neagu, cunoscut pe YouTube drept Imogen, este un streamer cu peste 370.000 de abonați pe canalul secundar. Imogen The Flash are peste 200.000, care susține că de-a lungul carierei i s-au făcut cel puțin 3 oferte de a juca la aparate. La permisie era o lege care îți... care îți cerea minim 8 clase, dacă țin bine minte. Dar dacă ar pune 10 clase, cred că ar fi mai bine. Cred că ar fi la fel, Claudiu. Vrei să te mint? Cred că ar fi la fel. O fi dislexic? Da, vedeți că acum gata, nu prea, nu prea mai merge să zici chestiile astea. Are dreptate aici, Diana. Are dreptate. Nu prea merge să mai zici. Pe, pe vremea mea, spre exemplu, zice el ai prost. Deci, ceea ce putea de multe ori să nu fie adevărat. Putea să fie fix ce zice Diana. Bă, poate este dislexic. Așa e. Ai dreptate. Ne cerem scuze. Cinstit. Parate pe live și a refuzat de fiecare dată. Pentru cei care spun, uh, dacă venea cu un contract la tine, îl semnai. Nu, eu nu semnam. Nu. No. Nu, și sunt mulți oameni. Eu, cine zice treaba asta este doar un om uh, nefericit care și-ar dori cu mare ardoare să semneze un astfel de contract, și pentru că știe în sinea lui că este cumva greșit ceea ce ar face, își dorește să proiecteze asupra celorlalți lipsa lui de moralitate. Asta se întâmplă. Pentru că dacă și alții sunt la fel de lipsiți de moralitate cum este el, atunci e mai simplu să semneze, știți? Dar nu, există oameni care n-ar semna treaba asta. Glumesc. Poate nu i-a plăcut școala deloc. <laughs> no, da. Poate fi și dislexic. Na, știți cum e. Uh... Nu, n -asemna. nu, sincer n-aș semna așa ceva, n-aș face, în general n-aș face lucruri care fac rău oamenilor, adică nu, dacă poți să eviți lucruri de genul ăsta, de ce, de ce să le promovezi mai ales? Uh, cine zice ăla e, da, 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 exact, chiar merge asta cu cine zice ăla e. Nu, în situația asta sunt, sunt sigur că sunt mulți oameni care, da, aveți dovadă că sunt mulți oameni care nu promovează, ce aveți? Adică nu toată lumea promovează, da, promovează mulți, așa este, de foame. Sunt mulți care n-au nevoie să promoveze așa ceva, că tot ar face bani să trăiască cel puțin decent în România. Dacă voiam un contract, nu mai făceam acest video, boss. Apropo, să vă iau Corect. Păcănele. Corect. Corect. Bun. Foarte bun acest take. Bine, tu mascându-te, după aia poți să vii să zici... na, altă persoană. Dar foarte bun acest take. În momentul în care vorbești împotriva păcănelor, normal că nu o să mai vină cineva la tine să-ți propună un contract de păcănele. Și v-am mai spus, na, acum cât sunteți pe live? 196. Adică să să-mi fie cu iertare, dar sunt oameni online cu mult mai puțini oameni pe live care fac reclame la păcănele. Cu siguranță ar fi venit și la mine, dar dacă eu vorbesc împotriva lor, nu o să vină niciunul la mine. Deci dacă, conștient, sunt conștient de asta. Deci dacă mi-aș dori să vină cineva la mine, nu aș vorbi de asta, e logic. Eu am vorbit contra și tot au venit. <laughs> Ți-au oferit mai mult? Păi zi asta lui Vlad Coste ca să-i explici. Pă tine nu te știe nici dracu. Bă, mă știe Donca? Mă știe Donca personal? Nu știu ce să zic, Iustin. Nu știu ce să zic aici. Mă știe Colo că mi-a dat bloc? Mă știe Zoso? <laughs> Chiar dacă există și probleme mai importante. E obligatoriu să ne mai amintim din când în când că în această țară mii de vieți sunt efectiv distruse de boala jocurilor de noroc. Mă mir și că -a... nu a explodat donca aseară? Bă, la un moment dat s-a supărat când am început eu să râd. A încercat să mă pună la punct, a văzut? Când am început eu să râd. El credea că, nu știu, că eu trebuie să mă manifest într-un anumit fel, că eu acolo trebuie să fiu serios. Păi stai mă puțin că nu ai cum să-mi impui mie cum să reacționez, că nu suntem aici în vreo emisiune TV, nu sunt jurnalist, nu sunt... tu, nici, tu nici nu prea am răspuns la întrebări, le eviți, te duci în mix, în Z, în când eu te întreb de B, și așa mai departe. Dar i-a zis-o repede, i-a zis bine i-a zis-o repede, că na, au fost multe întreruperi până să-i răspund la chestia aia. Zis, Bă, Ok, eu te respect aici că ai venit și ai curajul să te expui, dar asta nu înseamnă că eu o să te sau o să reacționezi într-un fel sau care să te favorizeze sau să te întreb ceva ce te favorizează. Da, voia să mă... Ei, vă dați seama și cu aia că poate că mă dă, poate că nu mă dă în judecată. Na, mai ales când există probleme financiare, această speranță de îmbogățire rapidă e și mai periculoasă. Chiar dacă timid și fără prea multă putere în online, instituții ca CNA mai lansează câte un avertizment din când în când. Nu înseamnă că am rezolvat ceva și putem băga sub preș acest tip de gunoi al influencerilor de păcănele. Oamenii ăștia stau live ore pe zi și te invită non-stop să îți faci cont pe câte un site de păcănea, postându-se cu Lamborghini și bani, mulți bani. Undependent unde de păcănele care încearcă să se lase nu prea are nicio șansă într-o țară unde dai de reclame la jocuri de noroc peste tot. Pentru cei tineri, acești pseudo-influenceri sunt modele de succes. Postări cu mașini și live-uri cu câștiguri care te... Și atenție, dovada că ceea ce spune player aici este adevărat este fix că un copil de 12 ani aparent a câștigat acel iPhone. Nu l-a câștigat o persoană de 18 plus care echipurile stă pe live-urile alea. Nu, tot un copil. Copilul care știe, bă, de unde a făcut colo, bine, nu știu cât de măsuit sau nu Ai fost acel concurs, nu comentez, n-am treabă cu asta. Evident e un copil, da? Copilul ăla știe, bă, de unde are colo acești bani să stea și în Lamborghini să-mi ia și mie un iPhone 15 cadou, alături de încă 3 inși. Din păcănele, ce vreau să fac și eu când o să fiu mare? Să ajung precum colo. Cum să fac asta? Deja am dă colo răspunsul. Dar cine nu recunoaște asta, na, e de lulu, sincer. Nu l-a dat mălin, mălin, bot pe doc în judecată. Nu te dă nici pe tine, donca. E, voi îl comparați pe donca cu mălin bot? Hai să fim serioși acum. Hai să fim serioși. Oricum nu știu cum poți tu ca om să te uiți la atâtea ore la un băiat care apasă Enter, dar... Voi nu vă uitați la mine? Că... Fiecare om își găsește plăcerea în anumite lucruri. Poate că, na, ăla acolo o zice și o glumă care pică bine în mintea copilului respectiv. O să-l urmărească în continuare, nu cred că asta e. Eu n-apăs Enter, da, eu apăs K aici și J și L. Nu, dar înțelegeți ce zic, adică sunt oameni care reacționează diferit la anumit stimul de umor. de mai știu ce. Totul bine, un uncle, totul bine. Pot scoate din sărăcie. E normal să atragă mii de adolescenți nu știu, și nu, nu mai. Până când mafia păcănelelor o să fie măcar puțin stopată de vreo instituție deși nu cred, ne rămâne doar să mai tragem așa câte un semnal de alarmă în față de băieța și ăștia. V-a lansat. Pa! Bun, vreau să vă arăt și comentariul lui Ghiduș, dacă mai e pe aici. Era comentariu pe aici, nu? Sper că nu l-a șters Ghiduș. Sort by. Băi, ce fel merge YouTube-ul, bă, tată, bă. Mm. Dar nu, nu merge prost de la internetul nostru sau ceva, merge peste tot prost aparent și sunt tot felul de pe... De pă... Bă, veni să iei ghiduș. Dacă nu am eu, am... A, uitați aici, ok. Bun, comentariul lui ghiduș, vă rog eu frumos. Respect pentru munca depusă. Cer scuze că m-am îmbătat. Cred că fiecare dintre noi poate avea o zi mai proastă sau mai bună. Nu îți poți da seama când cineva este după o depresie grea sau are un moment de cumpănă. Ok. Cu păcănelele îmi asum. Bă, este e cuvântul ultimilor 5 ani, vă rog eu frumos. Nu, serios, dar gen, cuvânt, asta cu asumatul, vă rog eu frumos, este Cuvântul ultimilor 5 ani. Toată lumea și Donca, el își asumă. A, atâta. Donca își asuma foarte multe lucruri aseară, numai să nu-l critique lumea după ce pleacă de la. sau să nu ridice semne de întrebare. Lumea după ce pleacă de la acele seminarii. Deci, doar acolo, el își asuma, dar doar acolo. Că mai departe își asuma, dar să nu facă ea. Noapte minti. Asta cu asumare e superbă. E ceva de. să mă ferească. Bun. Uh, cu cănelele îmi asum Fac live doar după 12 noapte Cine, Ce om matur are timp după 12 noapte Să stea pe live-urile alea Sincer Adică oamenii de 18 plus Care au terminat școa Cu școala Te gândești că a doua zi s-ar duce la muncă Deci tu dacă faci live-uri după 12 noapte Eu cred că în general O să ai copii Că oamenii de 18+, plus, în general cam dorm. Ca a doua zi să duc repet la muncă sau la școală, nu? Sau greșesc eu? Bine, și copiii se duc la școală, ați putea spune. Da, nu știu câți adulți cu joburi stau noaptea după 12 uh, treci, când a doua zi la ora 8 îi trebuie să fie la tură. <laughs> Paznicii care bagă de noapte, da? Da. 2-1 pentru Man United. Of. A, îl faci pentru ea din Anglia și da, la ea e încă 22, corect. Da, anyway, nu știu, nu știu ce înseamnă asta, că nu știu ce înseamnă asta cu 12 noaptea, că nu e ca și cum lucrurile astea îți conferă automat siguranța că în fața ecranului stau uh, adulți, ad, să zic adolescenți, adulți de 18 plus. Nu, adică ok, poate că sunt și de aia și de aia, dar nu-ți conferă siguranța că nu adulți ai în fața ecranului. Da, anyway. Uh, când nu ține de mine să educ copiii, poate să nu intre pe live. Pot să nu intre pe live, probabil, nu? Ok. Înțeleg. Având în vedere că am canalul din 2014, atunci urmăritorii mei aveau 10 ani, să zicem. Acum au minim 20. Zic asta pentru că am aceeași sumă de abonați. De 6-7 ani. E tare ce faci. Te invit sincer și adevărat să stai o zi cu mine și după să faci iar un clip. Asta mi-a dat, sincer, fraza asta, mie personal, mi-a dat brain freeze ce legătură are Ghiduș, cum ești tu în lumea, în viața reală, în viața din spatele ecranului? Omul ăsta nu a comentat ce faci tu în timpul tău propriu, privat și personal. El a comentat ce faci tu în online. Ce legătură are cum ești tu după ce oprești camera? Că lumea nu te vede cum ești tu. Adică tu nu prezinți lucrurile alea, tu prezinți lucrurile astea pe care ăsta le-a comentat. Ce legătură are? Tu poți să fii cel mai tare băiat. Dar dacă eu vin în online și am atitudinea lui Vlad Caraiman, să zicem, zic așa. Și după aia, nu știu, închid camera și sunt într-adevăr un om super ok cu nevastă mea, cu femeile în general și așa mai departe. Ce contează asta? Lumea vede ce le arăt eu. Dacă tu aia le arăți ce contează ce faci după? Nu înțeleg acest argument. Eu sunt băia bun, dar pe internet o dau de gard. Deci judecă mă, că sunt băia bun restul timpului. Nu mă judeca că pe internet o dau de gard. Înțelegeți? La Fire pe Discord a venit un copil de la stresul să ne arate că și-a făcut cont pe Betano cu un buletin furat. Păi cu ce? Da. Ah, și asta e amuzant, că stresul susține tot timpul. Na, domnule, cum? E imposibil. Este imposibil să-ți faci cont. <gântu> S-a văzut în videoclipul vechi al lui Lospa despre Ghiduș ce persoană e? ah, ok, Ea a făcut uh, dosarul mai de mult. Respect. Nu cred că sunt exemplu de dat pentru la muncă. Pare rău, dacă îmi faci 35 de ore pe săptămână, adică tu faci live-uri cât muncesc eu într-o săptămână, ghiduși îmi pare rău să vă zic. Adică 35 de ore într-o săptămână sunt eu la muncă. ei, vorba cuiva de aici, ești full time la păcănele, ce să mai, că muncești noaptea, că muncești ziua, nu contează, tot full time job e. voi și-a făcut lumea și cu buletinul lui Shelly și lui Dorian. Ești pertinent în ce spui, doar că dezinformezi publicul. Păi cum adică poți să fii și pertinent și să și dezinformezi în același timp? Sunt două atribute, adjective și na, atribute uh, care sunt opuse. N ai cum să fii pertinent, adică să ai să fie ancorat în realitate când spui ceva și să și dezinformezi. Ori minți, ori spui adevărul. Adică nu. Deci că ești pertinent doar că dezinformezi. <laughs> super! Super! Ok, da, respect Nu știu ce să vrut să zică, dar a folosit un cuvânt mare Bun, sunt dispus și declar asta o singură dată Să stăm la o discuție live În care să explic o singură dată Care e treaba cu industria asta Da, nu știe ceva Și după aia vin terminați de genul ăsta Fă vizualizări pe altceva Cine te pune să te uiți? Cine te pune să te uiți și mai faci și engagement? Și da, acest om cu... Nu-mi vine să cred că sunt fan care apără păcănelile prin comentarii. Poți minți prin omisiune? Da, atunci nu mai poți să fii pertinent prin ceea ce faci. Ori ești pertinent în ce spui, ori dezinformezi, nu merge asta. Cum? N -are, e nonsens această frază, îmi pare rău. Deci eu cum pot fi pertinent când spun ceva sau când prezint ceva, dar în același timp să-ți și mint? E ilogic, îmi pare rău. Poți să zic și eu o tâmpenie. Voiam să-i zic soției gluma cu găina, dar nu mai știu. Stai pe aici că te... <gătă -i> Poate o mai spun eu odată. Ești a, nu... Eu te și trolez, și tu ești, ești animal, este? Ești și tu prost. <laughs> te pup. <laughs> Aveau dreptate aia care ziceau că ești... <laughs> faci... Cum, cum ce ți-ai zis, mă, că faci? Stai că Iar am uitat. Ce faci, măi, că am uitat? Ce-ai făcut, bă, Tibi? Stai că am uitat. Cum a zis, mă, că uit mereu? care e termenul? Cum adică nu gluma cu găina, gălușcă? Bun, nu, uh, respect, respect pentru acest material. Absolut respect. Ce a pus de stat cu Join? Ia, stați și. Stați că nu, să nu vedeți voi mie detaliile la card. Iată. Yeah. Ce s-a întâmplat? Bun, ce rost să ia. Ok, hai. Gata, mă, să am membru aici. Merită. Consider că acest băiat uh, merită. Ce mă enervează? Atâta securitate, bă, tată, Hai, prieteni, odată. Bă, da, netul merge bine, nu? Da, nu-s probleme cu netul. Bun. Cinstit. Um, bă, treaba asta cu păcărele este una extrem de problematică din punctul meu de vedere, atât în online cât și în offline. Um, nu sunt de acord cu atitudinile de genul de ce ne îngrijorăm de ceea ce se petrece în online când de fapt se întâmplă și în offline, pentru că poți avea aceeași atitudine de sens invers, să zici, stai domnule, da, de ce să ne ocupăm de ceea ce se întâmplă în offline, că uite ce se întâmplă în online, înțelegeți? Cred că problema trebuie văzută și rezolvată în mod holistic, dacă ăsta este cuvântul um, potrivit. Bună seara, Somer, te pup! Uh, deci, deci... Um, nu cred că trebuie să avem o atitudine de genul, bă, de ce vorbesc de băiatul ăsta sau oricare alt băiat despre streamerii care fac păcănele, pentru că sunt reclame pe stradă. Da, da, sunt reclame pe stradă. Nu cred că este nimeni. Uh, nu voiam să folosesc un termen, da. Uh, visător să spună că nu se întâmplă treaba asta, dar trebuie arătate cu degetul și acele panouri, trebuie arătate cu degetul și aceste panouri publicitare și anume influencerii care promovează genul ăsta de jocuri. Sper într-o reglementare mult mai strictă a jocurilor de noroc. Sper că youtube va face din ce în ce mai multe când vine vorba de aceste Um, evenimente din online, aceste live-uri unde sunt copii și așa mai departe care e inevitabil să uită și sunt influențați de ele. Sper ca legea aia antipăcănele să treacă dracu odată de parlament. Da, știu faza cu slăbitul și cu disco al da, da, da. Sună amenințare. <laughs> ce amenințare, ce să amenințiu eu în legătură cu asta? Ada. Lucrurile trebuie rezolvate pe toată industria. Nu ar trebui să fie promovate, nu ar trebui să fie atât de expuse în fața ta și nu ar trebui permis atât de mult haos. Într-adevăr, într-adevăr. Uh, nu, în schimb, eu nu sunt împotrivă sau, da, nu sunt uh, de opinie că ar trebui interzise. Pentru că nu, nici. Atunci nu ar funcționa deloc. Ar trebui să fie ca la tutu, da. Total de acord cu ceea ce spune Mihai aici. Mihai, tu ești Mișu pe TikTok? Da, sunt total de acord cu ceea ce spui ei. Da, ceva, uite și George același lucru. Da, total de acord cu ce spuneți voi, dragi oameni. Bă, apropo, hai că toată lumea este... Uh, da, tu, tu. E y mișu. Toată lumea este bă frățioare îngrijorată decât să câștigă din uh, Twitch, YouTube și așa mai departe part-time, cum fac eu. Dar n-ar trebui interzise pentru că în momentul în care sunt interzise ar fi un pericol mare pentru consumatori, căci consumatorii vor exista în continuare. N-ai cum să-i oprești. Cine este doamna? O fată de pe TikTok. Maria BMTM. O fată de pe TikTok care face și Twitch, aparent. Hai că e curios. Hai să vedem a câștigat Maria. Am câștigat suma asta în 2023 ca și streamer pe Twitch part-time și vreau să vorbim despre asta pentru că toată lumea a auzit că streamerii ori Rup, nu câștigă foarte mult bani, ori nu câștigă nici că să-și cumpere un covrig. Să măcar gaura covrigului. Înainte de toate, totuși, în cazul în care nu mă cunoști, bună, eu sunt Maria și fac stream pe Twitch cu numele ăla cam de 4 ori pe săptămână. În primul și în primul rând, în 2023 am crescut cu aproximativ 4225 de omuleți, dintre care, din păcate, cam 2000 sunt boti deci nu mai credeți numele pe care le vedeți pe Twitch, pentru că de foarte mare parte a timpului s-ar putea să fie doar boți mai departe și înainte să vă zic asta, în 2023 pentru mine a fost un an foarte ciudat și m-am mutat din Danemarca înapoi în România. M-am mutat și în Danemarca înainte să mă mut în România la un apartament nou. În fine, vreau să zic că a fost un an în care nu prea am făcut stream consecvent cum făceam de obicei, dar cu toate astea am avut 647 de subs, adică de uh, subscripții, cum s-ar numi pe Twitch, care costă 4 euro per bucată, dintre care streamerul primește cam 2 euro. Cei mai mulți oameni pe stream am Deci din 400 de subscriberi, într-un an, Bine, acum depinde și cât stau oamenii ăia. Asta e chestia, că tu primești 2 euro. Da, poate că primești 2 euro de la unul timp de o lună, de la altul poți primi 2 euro. După ce și a Twitch-ul partea, o să primești 2 euro 12 pe luni. deci e o diferență? N-ai cum să știi neapărat cât timp au fost oamenii ăia acolo. Și eu am semnat acea petiție, Coco. Am avut 105 și asta a fost datorită unui raid care a fost foarte mare și au rămas câteva persoane timp de câteva minute, motiv pentru care Twitch a înregistrat acest număr la care deocamdată pot doar să visez. Probabil cea mai faină parte a fost faptul că chiar dacă a fost un în care n-am putut să fac stream foarte mult, am avut totuși aproape 25.000 de ore vizualizate, ceea ce mi se pare extrem de tare, având în vedere că eu am făcut stream undeva în jur de 1000 de ore. După cum spuneam, 1082 de ore de stream în 2023 și aproape 25.000 de, ore vizualizate. Dacă mă întreb pe mine, e o reușită. Și acum revenind la bani, după cum spuneam, 647 de gifted subs sau subs, reînnoiri de abonament hmm. și așa mai departe, pe 2023, ceea ce, dacă facem un calcul simplu matematic, nu înseamnă chiar foarte mulți bani, dar totuși este o sumă... Dacă astea sunt gifted subs, subs și renewed, atunci sunt cât? 1300 aproape. 1300 de... 1300 de... euro. De fapt de dolari, nu? De dolari, stați. Să plătești când dolari ăștia. 1300 de dolari într-un an. Deci cine zice treaba asta că, vezi domnule, ăștia care fac streameri, care sunt streamări part-time, o fac de foame, că nu au ce mânca, nu au o altă ocupație, ci trăiesc din asta, sunt de lulu. Gen chifoi, ca să înțelegeți. La oameni precum chifoi, mă refer. Sunt total de lulu. Din așa ceva n-ai cum să trăiești. Eu plătesc subscripția în euro, nu în dolari. Foarte interesant. Mie îmi dă întotdeauna, adică mie mi-apar acolo în dolari. La Twitch. Anyway, na. Zicem euro, hai, nu gândează. Totuși, cu 1300 de euro, într-un an, ce să faci? Sincer, acum ce să faci? Pe mine mă costă curent 117 sau nu mai țin 100, cred că 117 pe lună, doar curentul. Deci, cu 100 de euro nici nu pot să-mi plătesc curentul ca să stau pe live-uri. Bani de semințe, da. Bani de semințe. Da, nu, eu câștig, adică nu, într-adevăr, eu nu câștig doar atât cât face fata asta, eu, într-adevăr, n-am să vă mint, fac mai mulți bani din, mai ales că mai veniți aici ca turbații și dați din alea membership gift și așa mai departe, da, câștig mai mult, dar voiam doar să, a, da, uite, vorbeam de lup. Hai că începe, încep, ale, încep alertele acum. Pare da, poftim. face video în care să îl tagheze pe Shelly nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta, cu Paraschiv. Paraschiv, de ce nu face video în care să îl tagheze pe Shelly? Nu, am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta, cu Paraschiv. Paraschiv, de ce nu face video în care să de mai până pe Shelly? Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta, cu Paraschiv. Paraschiv, de ce nu face video în care să îl tagheze pe Shelly? Paraschiv, de ce nu face video în care Mersi să frumos, Silviu! Tagheze pe Shelly. Paraschiv, de ce nu face video în care să tagheze pe Shelly? Pavel, de ce nu face video Nu să mai pun alarme chat că doar astea două acum. Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta cu Paraschiv. Paraschiv de ce nu face video în care să îl tagheze pe Shelly? Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta cu Paraschiv. Paraschiv de ce nu face video în care să tagheze pe Shelly? Paraschiv, de ce nu face video în care să îl tagheze pe Shelly. Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă. Ca da, te-a Nu, că am intrat în dramă, am în dramă ca lumea adunat? cu asta cu paraschiv. Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta cu paraschiv. Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta cu paraschiv. Nu, că am intrat în dramă, am intrat în dramă ca lumea cu asta cu paraschiv. Păi, Stați și le-a de două ori? A băgat de două ori alarmele? Oi, merci frumos de gifted, Silviu. Respect, te pup. Da, trebuie să, pun alte, trebuie să mai pun niște alarme. Bun, uh. ce de trei fiecare, ce ai mă de trei fiecare, nu, cred că, nu. Anyway, bun. Deci, ceea ce voiam să spun este asta. Lăsați oamenii să facă stream, nu-i mai jigniți, bine, nu voi aici în chat, că ar fi chiar cum e. nu-i mai jigniți, nu-i mai judecați, oamenii ăștia fac aceste lucruri pentru că este hobby lor de obicei. Și asta este greu de înțeles pentru oameni care nu au hobby-uri. Asta este marele dezavantaj al românilor. Nu știu dacă ați observat, sunt foarte mulți români care nu au hobby-uri. Ei nu au niciun hobby. Da, sunt unii care se joacă pe calculator, dar în afară de asta, ei nu au un hobby. Adică nu creează ceva, nu fac, abar n Nu-și ocupă timpul cu ceva în mod creativ. Nu. Să uite la filme, să uite la așa, bă, dacă le întreba un românache okay, bă, care e hobby-ul tău? Care? Care-i hobby-ul Să uite la seriale, da. Nevastă mea și caută hobby de vreo șase ani, n-am să vă mint. Uh, Care e hobby-ul tău, Ok, da, nu, acum citești, într-adevăr, dar până la a citit? Bun, până la citit, ce hobby ai avut? A, a încercat să picteze. A, a pictat, dar gen s-a lăsat imediat, că nu e așa. Bun. Care altul? A încercat să învețe jos șah. Corect, corect, că nu te dă nimeni, exact, nu te dă nimeni când ești mic, nu te încurajează nimeni să-ți descoperi hobby -uri. corect. Cum adică dacă ar avea ho, ca hobby sexul? Cum adică asta sexul? Trebuie să aibă și cu cine ca să poată să facă asta, știi, adică nu e... Și da, uneori este, este obositor să vorbești nu om fără pasiune și probabil de asta, nu, sincer, sunt mulți oameni care nu înțeleg. Fata asta, ea nu face, niciodată n-are cum să facă stream de foame. Ea face cu siguranță stream pentru că este un hobby pentru ea și îi place să facă asta. Ah, de hobby să am când, ce? Ce hobby să am când am două joburi și muncesc 18 ore pe zi, luni până vineri? Cinstit, cinstit. Da, ok, înțeleg ce zici tu, Edi. Mersul la sală, cititul, tenisul, kickbox și bine, tu ai, adică, na. Nu, dar înțelegeți ce zic. S o să, e imposibil să nu cunoașteți în jurul vostru oameni fără hobby-uri. Te buberic. Tu ești hobby-ei. Acum e cititul. Citește niște cărți din alea cu sex. <laughs> și ea le-a citit Le-a citit și în română și au zis că nu au același farmec <laughs> Le citește în engleză uh, Ce face fata asta pe stream? Chiar nu știu Nu știu cu ce se ocupă Dar na, stă pe stream, vorbește cu oamenii probabil Vorbește cu aia dânsei comunitate Pe care n-aș fi avut-o dacă nu făceam stream după cum am menționat da, și eu, există un gifted subs sau un sub costă undeva în jur de 4 euro, depinde sunt mici variații de la țară la țară, însă în principiu streamerul primește cam 2 euro în portofelul lui. Deci faceți și voi suma aia doi și cam mai am câștigat din gifted Subs pe 2023. Tot la capitolul bani și cât am câștigat eu, se încadrează donațiile totale pe 2023 aproape 1000 de euro, 978 ca să fiu mai precisă. Respect. Cum mențunea că am avut și un goal ca să cumpărăm PS5, pe care chiar am reușit să-l cumpărăm. Și acum când vine vorba de biți, avem aici top 3 donatori, bineînțeles că primul este excepția de la regulă, ar fi superb să fie toți trei cu sumele alea, însă eu personal încă nu sunt acolo, dar asta înseamnă undeva calculat de mine la 200-300 de euro. Pe lângă toate sumele de mai devreme, mai adăugăm și 405 dolari din care mi s-au luat taxe, am primit undeva la 370 în cont. Bă, stai, să poate face asta? Că m-am jucat și raid. Da, știu că se poate face, dar nu, melene, mie melene. Me îmi este lene să nu, nici n-aș putea să promovez raid. Oricum și raid ăsta este tot cu microtransacții, nu? Da, e, e cu microtransacții, de fapt, sigur și ăsta. Pentru o sponsorizare pe care am finalizat-o cu Raid Shadow Legends, joc pe care încă îl joc, fără rușine zi de zi. Am de jucat, dar nu, am renunțat. Ajungem la suma de 2818 euro. 818 euro de-a lungul... Mi-a propus, cineva, mi propus cineva de curând să fac reclamă la World of Warships. Nu așa se numește. Și am zis că nu fac, că nu mă joc. De ce să fac dacă nu mă joc? Să vă mint pe voi? Să vă jucați? Ce dracu dacă eu nu mă joc? Ce să mint? <laughs> Asta m-am jucat, m-am jucat Raid, m-am jucat o perioadă. Și joc similar uh, Galaxy of Heroes, Star Wars. E similar cu Raid, doar că e, na, e cu caractere din universul Star Wars. Știu, nu știu. În 2023. Și acum, cumva, no. întrebarea vine, ce ți, ți se pare mult sau puțin să câștigi suma aia pe un an întreg de stream, având în vedere că am făcut stream 1082 de ore. Am făcut un calcul... A câștigat 2, 2 euro, vă rog eu frumos, 2 euro, 3, aproape 3 euro pe oră. Este clar pentru toată lumea că ceea ce fac unii streamer nu este deloc de foame, ci pentru că este o pasiune și, într-adevăr, banii respectivi probabil vin ca un bonus. Matematic, practic, am folosit calculatorul și am împărțit. Vine EA, undeva la necratal. 234, virgul, virgul, hai 235 de euro pe lună. Realist vorbind, este o sumă cu care nu poți să trăiești, nu te poți întreține, nu-ți poți plăti nici măcar chiria însă este o sumă pe care eu personal am primit-o pe lângă jobul full-time pe care l-am avut în 2023. Și înainte să menționeze cineva sau să-mi scoată ochii cu asta, nu este un video în care nici nu mă dau mare și nici nu încerc să descurajez pe nimeni, ci pur și simplu am vrut să fac un video transparent despre cât am câștigat eu în 2023. A promovat ei că... 24 este. Toată lumea se ascunde după deget când vine vorba de câștigurile din cariera de streamer. Carieră. Permiteți-mi să menționez și faptul că din toți banii câștigați am cumpărat un PS5, am cumpărat gear nou, mi-am cumpărat un birou nou, m-am ajutat să mă mut banii aceștia și am făcut giveaway-uri de peste 100 de euro, am făcut turnee și evenimente și... <cute> Auzi, vă că mi-ai dat follow de pe cele șase conturi ale tale de TikTok și îmi dai sfaturi financiare. <cute> Te pup. După toate șase. I-am scris astăzi, i-am scris astăzi strimăriței care... Stai să văd, mi-a văzut mesajul? Nu cred că mi-a văzut mesajul, cred că e foarte ocupat. Da, nu mi-a văzut mesajul. I-am trimis astăzi mesaj, ocupat, uh, cu ocupată, strimăriție îngrijorată că de ce îmi plătesc eu bifă pe Instagram. Și i-am zis așa, chat, i-am zis așa, Înțeleg că te întrebai de ce mi-aș plăti eu bifă pe Instagram, a preciz îngrijorarea și cum cu drag răspund la întrebări de interes public, îți las aici următoarele motive. 1. În perioada în care am achiziționat-o, investigam o persoană care închidea conturi de Instagram. Anca Mihai. Factually, se poate verifica. Deci am avut nevoie de extra protecții. 2. Momentan, sunt momentan patru conturi fake cu numele și contentul meu pe TikTok. Asta zice că șase, probabil glumește, dar patru știu și eu. Uh, astfel încât... Uh, stai, scuzați-mă. Patru conturi fake cu numele și contentul meu pe TikTok care încearcă să schemuiască oamenii. Astfel încât, dacă aș putea, mi-aș lua și acolo. Când mai ai întrebări de genul, pot să mă întreb direct, că să răspund cu drag. Uh, și am trimis poza cu acele patru conturi. Dar de asemenea, de asemenea, mai e o chestie, mai e o chestie pe care am uitat să eu spun. Care a răspuns la de ce își am de ce cumpără cineva bif. Că vrea? Că au, că de pulă să-l treci strada acum ar veni. Vrei să vă mint că mă enervez acum. Că vrea coaie? Adică, bă, suntem proprii noștri proprietari, a, suntem proprietarii propriilor noștri bani, mă scuzați. Facem Atâta timp cât eu îmi obțin banii aia în mod cinstit, fac ce vrea perpulisul meu cu banii mei. Înțelegi? Fix asta fac! De asemenea, sunt oameni care și ei și mie ne plătesc membership-ul. Plătesc să fie membrii ai canalelor noastre. Chiti, ce o fac? Că vor, că banii lor. Așa și noi facem ce ne dorim cu banii noștri. <laughs> tu nu ai nevastă? Cum adică faci ce vrei? Corect. Bă, <laughs> Absolut halucinant. Nivelul de îngrijorare a unei persoane Că ce fac eu cu banii mei, vă rog eu frumos Bine, nu e singura ea Nu e singura, ca nici nu ziceam dacă era singura Mai sunt și dupla 69 Și uh, lucky ăla de și uh, șifoner Și așa mai departe Ce trebuie tu? Ce faci X cu banii lui? Hotă... soția hotărăște de comun acord, cinstit, da. Bună seara, Ana, te bub. A... ce, ce discu... Am, Da, am vorbit puțin, da nu sunt concluzii. Nu prea e ce concluzii să asta. Eu îți plătesc membru pentru că avem noi combinația aia pe Turcia. Da, nu știu ce combinație, dar minte, ești -mi tu, te rog și, mă rog, tot felul de lucruri pe care am încercat cumva să dau înapoi comunității din ce mi-a oferit ea mie. Așadar, cam asta a fost videoul. Din nou, nu fac treaba asta nici ca să mă dau mare și nici ca să descurajez pe nimeni. Nici sper să faceți 50.000 de euro din stream pe un an de zile. Ar fi minunat și mirific și extraordinar. Dar cam astea sunt prețurile, mă rog, statisticile reale a unui streamer Da, efectiv, din... zici că m-am dus să redreptate Alex cu acest comentariu. Zici că mă duc la ea sau la pai, nu vreau să fac asta despre ea, ferească, mă, nu mă, n-am nicio treabă. Uh, zici că mă duc la cineva și zic, bă, dăm -mi și mie bani să-mi plătesc bifa luna asta. Uite ce... E ca ăla, uh, aveam un tovarăș și aici, am un tovarăș și aici, care și-a luat Audi. Acum vreo câțiva ani și-a luat Audi. Și Na, erau mai mulți. Ei erau mai mulți în orașul în care uh, s-au mutat ei. Și unul dintre ei care locuia aproape de tipul ăsta care și-a luat Audi s-a dus în țară. La smârdan. Și l-au întrebat smârdănenii. Bă, da, X și-a luat Audi? Și ăla îi zice... nu, nu, chiar, bă, nu, avea un de Berlină, nu? Nu știu, a, 6 nu știu ce, ha, barnam. și ăsta îi zice, le zice la smărdănenii noștri. Hai bă, da, da, pe leasing oricine și ea Bă, ci ăsta știi, zice, zice că, Bă, frățioare, dar zici că m-am dus la el să-i cer bani Să-mi plătesc eu leasing-ul Păi mi l-am luat eu, cum mi l-am luat atâta timp Că nu vin la tine să-ți cer bani Că să-mi plătesc mașina pe mașina mea, frățioare <gătă -i> Așa și Cine nu? Păi da, da, plătește Pe lună, așa și Nu vin la tine, nu-ți cer Ție bani, nu cer nimănui Bani să-mi plătesc aia Anyway Amuzant, mi se par amuzante aceste îngrijorări ale oamenilor de pe online. Uh, în continuare vă jur, apropo de comentariul lui George mai devreme, în continuare și astăzi chat mi-au scris cel puțin 10 oameni să-mi spună că sunt conturi fake. În condițiile în care exista, exista story încă pe Instagram, în care spuneam că nu e nevoie să-mi scrie. Uh, nu, pe Instagram era, asta era pe Instagram, pe TikTok a dispărut. Da, mi-au scris, mi-au scris pe Instagram. Da, exact, dar ce, ce avatar? Să fac avatar cu halucinant? Oh, ok. Da, bă, dar nu e nevoie să caute lumea. Sincer, eu răspund că asta, asta, e problema mea. Că eu răspund, în general, la toate mesajele. Am început să, pe TikTok, nu mai bag în seamă când îmi scriu despre asta, că acolo văd că îți dau și trei mesaje. Dar de obicei, eu dacă îmi scrie cineva salut pe Instagram, eu răspund, n-am, n-am de -astea. Deci nu e nevoie, adică nu, sunt sigur că nu o fac din cauza asta. Crească-mă. Eu personal pe 2023 am tu avut și Andy Popescu la toți, da. de 25. Deci cam acolo mă încadrez. Acum am la... de 25 și a fost... Făc... Mamă, ești norocoasă, fata mea. Mamă, bravo, bravo, respect, respect, n-am să vă mint. Un average view de 25 și a făcut 2000 jumate. Respect, bravo ei atitudinea voastră, dacă vi se pare că este puțin sau mult, să câștigi 2818 euro pe Europe, un an întreg de stream. Și gata, atâta. Nu uita că mă găsești pe stream pe Twitch cu numele Maria Bământămă de cam 4 ori pe săptămână. Asta în cazul în care vrei să vezi și cum fac stream, nu doar cum câștig bani. respect. Bravo ei, bă, frate. Îmi place. Bă, vreți să ne uităm la continuarea podcastului cu Cezar Ionașcu? Loredana mi-a zis un nu, dar tu la ce vrea să ne uităm, dragostea vieții mele? i-am luat, i luat căști, i-am luat căști, na. Uh, a zis că vrea să-și ia, dar anyway, am dat -o eu comandă de căști. Îmi zice nevastă mea acum vreo câteva zile, ce îmi zice mi mea, că bă, zi și mie de niște căști bune wireless pentru telefon. A, ah, mi a vrea să... Nevastă mi a vrea să ducă la, la sală, chat. Vrea să înceapă să meargă la sală. Susțin. Alt hobby, da. Și după, după ce se întoarce de la Paris, vrea să apuce de dans la bară. Și am zis, faci bani din asta? A zis că nu. A zis, ok. Bun. Deci. Stați puțin, Da unde, unde mi-ai scris? Nu, cred că povestesc eu că nu. Da, nu, nu mai știu. Prea multe mesaje îmi dai. Așa, da. Bun. Vreau să-mi iau... Îmi trimite mesaj. Vreau să-mi iau niște căști wireless pentru muzică mă că și le ia pentru citit, sincer, dar nu pentru muzică și le ia. Și zice, dar din alea de le pui pe cap, adică în sensul că nu din alea de le pui doar în urechi. Ce să-mi iau? Eu îi răspund, altele la care ia să fie și bune. Și zice, da, să nu fie nici prea mari. Și zic, Shane Și ea caută, după vreo 5 minute se întoarce și zice Costă fucking 300 de lire. <laughs> și ei, zis, ei zic, păi ai spus să audă bine. <laughs> și ea zice, zic da mă dălin, dar să ascult țancă, nu să înregistrez muzică. <laughs> Bun, și și-a luat, no i-am luat astăzi Sheinheiser, dar din alea la 80 și ceva de lire, nu din alea la 300. Uh, 300 de lire sale ieftine, nu știu ce să zic. Uh, bă, nu știu, nu știu cât de ieftine sunt la 300 de lire. Sunt bune la 300 de lire. Sunt bune. Dar, în opinia mea, cele mai bune căști wireless sunt astea de la Sennheiser sau alea de la... Uh, AA, cum o să le o -o? Mai sunt o de asta modulare, poți să le înlocuiești. Player, new video, nu mă nebuni. Zi pe bune, Sub Zero. Zi te rog frumos pe bune. Uh, nu știu dacă ne-a aparat de la boss. Um, cred că alea... A AI, 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 cum da AI, 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 sau cum se numesc alea? Mai sunt AI, 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 a ai nu? Da, cred că alea, a AI, AI, AI și alea. cred că așa se numesc. Când a postat, mă, player? Ieri a postat player, nu? A postat și astăzi? Bă, m-am uitat la un video de la player deja. De ce a hate Eva Măruță a postat acum? Nu mai pot. Vreți să ne uităm și la ăsta? A postat chiar acum două minute. Bine mă, hai să ne uităm și la asta cu Eva. Adică știți, știți opinia mea despre film. Ok, hai să zi, ce zice el. Da, okay. a vă zic opinia mea de la început. Opinia mea este că cine dă cu hate, în sensul că, sau na, cine pune la îndoială de ce un privat și-a folosit banii să producă un film și a decis el pe cine pune într-un anumit rol. Deci persoana care pune chestia asta la în zona asta de debate dar de ce a făcut ăla asta este de lulul rău, îmi pare rău să zic. Oricine ar spune chestia asta e de lulul rău. Pănuți banii tăi filmul respectiv este făcut în România în primul rând să-și recupereze investiția nici măcar de profit nu este vorba de multe ori. Sigur că total de acord cu multă parte a populației, nici mie nu-mi place uh, domnul Măruță, nici mie nu-mi place domnul Bromania, nu m-aș duce să-i plătesc bilet niciodată lui domnul Bromania n-am să vă mint uh, dar asta nu înseamnă că pot eu să-i spun domnului Bromania pe cine să-și bage în filmul lui pe banii lui unde-și riscă banii lui ce să vezi că ești și după aia ascult muzică pe Spotify, mai bine ținem banii. Nu te mai bine. Ce, bă? dar banii nu sunt ca să fie cheltuiți. Asta dacă vrea să ducă să facă sală și asta, ce, ce problema am eu? Te duci la aceea sală unde poți să mai inviți pe cineva, nu? poate ah, mai vin și eu asta. Așa m-am îngrășat, n-am să vă mint. Am unele geniale de la GBL la 100 de euro. Hey, Hai, salut. Bine, re bine revenit. Ce să, ce să zicem? Hai. Deci ne uităm, o să ajungem pe canalul ăsta să ne uităm doar la ăsta, să mor. Astăzi nu o să mai fiu hater, ba chiar o să fiu contra-hater. Ah. Merci, Mersi, mersi. De mersi. De cu mine. Hai să vorbim puțin despre scandalul cu... Ui, ce are mă YouTube-ul ăsta de merge în halul ăsta? Hei, salut! Astăzi nu o să mai fiu hater, ba chiar o să fiu contra-hater. Merci, mersi, mersi. Hai să vorbim puțin despre scandalul cu Eva Măruță. <coughs> Eva Mă... <coughs> Eva Măruță. Glumesc, băi. Nu mai scoateți personaj negativ un copil Cistit. de 8 ani. Ce aveți? Hai să vedem cine sunt personajele negative aici. Familia Măruță e o mașinărie de făcut bani din entertainment și reclame. De mult timp. Iar pe lângă cariera Andrei muzică și a lui Cătălin... Bă, dar asta e te... așa, nu este ca să ne înțelegem plăcinte cu vișine. Nu este vina mea. Nu e vina mea. YouTube-ul... Adică dacă intri pe alte site-uri, nu am, adică nu sunt problemele astea, dar uitați-vă aici. A scris Google pe Google. Uh, YouTube uh, running slow 2024. Adică uite, internetul meu zbârnie. Ce să-i fac? Fixed. Și că fixed. Care fix, mă, tată, vă? Care e fixed? Ah, deci fix de două zile. Users experiencing lagging on YouTube and mobile app. E de la PC. <laughs> Merge frumos, Ana. <laughs> Păi nu că l-am dezactivat, uite ăsta este adblocker-ul Știam chestia asta, am citit despre asta, mi-a zis să-l dezactivez, eu am YouTube Premium L-am dezactivat Țineam ăsta pentru alte uh, site-uri, știi? În băl dezactivez, am dat Restart la Chrome, tot așa merge, știi? La mine face la fel pe Edge, asta zic Bun televiziune, acest cuplu aparent exemplar de vedete au luat decizia să-și expună copiii pe Eva și David la această lume a showbizului. Și nu numai că ni i-au prezentat gen, na, copiii noștri, ăștia sunt, gata, carierele noastre rămân ale... Stați așa, chat. Stați așa că am uitat că n-am pus dopul la... N-am pus dopul la sticla de apă.

Mă scuzați. Estoi mopo, estoi prost. Hai. Noastre copii fac parte din viața personală. Ne, 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 Hai să-i facem vedete, hai să le facem conturi de social media unde să le aranjăm contracte de publicitate cu branduri. Așa s-a ajuns ca Eva Moruță să aibă sute de mii de urmăritori la 8 ani. Asta nu prea putea să fie benefic pentru un copil. Supraexpunerea asta nu e bună nici pentru oameni majori în toată firea. Există un cont de YouTube pentru Eva Măruță cu 257.000 de abonați pe care se postează din 2019. Bro, de când Eva... 4 ani, nu? 2019. Da, 4, 4, 3, nu, 4 ani în 2019, dacă acum doar ce a început anul. Da, ok. Bă, nu, aici să știți că eu nu sunt de acord. Adică eu nu sunt de acord cu, ok. Și vă spun și de ce. O Fata care, a, fata căreia îi poartă nevastă mea numele, are două fetițe de vârste similare cu Eva măruță. Și țin minte că acum câțiva ani m-a rugat să dau subscribe canalului unde fetele ei postau videouri. Sigur că nivelul este total diferit, într-adevăr, pentru că resursele Loredanei sunt diferite față de resursele familiei Măruță. Da, dacă fata... Acum nu vreau să zic eu aici că în situația Eva Măruță asta s-a întâmplat. Dar dacă fata Loredanei, da? Um i-a zis, mami, eu vreau să-mi deschid un cont de YouTube pentru că habar n-am, o fi văzut, uh, nu știu ce -o fi văzut pe YouTube. Da, o fi văzut-o pe Eva Măruță, corect. Înțelegeți, voi? și ea a zis, hai mami, ok, te ajut cu asta. Dar, repet, nu avem de unde să știm de unde vine dorința asta de a-ți face sau nu un canal. Într-adevăr, sunt total de acord că nu ar trebui să îi împingem noi să îi supra-solicităm, să le spunem noi să o facă, să-i fac, să punem să facă lucruri pe care ei nu și le doresc. Dar e greu de știut din spate, știți? Te pup, Hades, chiar mă gândeam la tine când am dat Google pe Google mai devreme. Dar da, da, absolut creativ. există, nu există niciun motiv să faci hate unui copil. Absolut deloc. Total de acord. Dar nu, asta, noi nu vorbeam aici de... Aia e o chestie de la care nu care nu poate fi negociată, nu există niciun motiv să te iei de un copil de 8 ani. Am mai spus asta și nu, cred că... Oare îi dă PC-ul blue screen în DaVinci Evei Măruță? Bă, nici la mine n-ar trebui să dea, dar bine, nu mai dă blue screen, doar iese din aplicații. Hai să vedem avea 3 ani ei au făcut canal de YouTube. Și tot atunci putem vedea pictorialul cu Andra și Eva pentru revista Viva și publicațiile astea. Ce... Dar din nou, adică nu, ok, nu sunt singurii părinți care au pozat alături de copiii lor în divers, pentru diverse uh, reviste pictoriale, editoriale și așa mai departe. E o chestie care se întâmplă de atâta și de atâta timp. Sigur că da, într-adevăr, dacă se întâmplă de atâta și de atâta timp, nu înseamnă că automat trebuie să perpetuăm dacă asta este nociv pentru copil, da? Nu știu, din imaginile astea... Pentru nu pare un copil vi... nefericit. Nu vreau acum să fac eu apologia părinților, măruță, da? Da, mai zic chestia asta Și ar zice și nevastă mea aici Bă, dar sunt copii care joacă în filme Sunt actori Sunt E, nu știu, nu știu ce să zic Da Să știi că nu te auzi Să știi că nu te auzi Dacă vrei Poți să iei microfonul Mie, sincer, nu mi se par nefericiți copiii și nici nu fac ceva ce nu vor. Dar nu știu, știi, adică nici nu știu dacă ai tu dreptate sau au ceilalți dreptate care zic că sunt nefericiți și împingi de la spate. Nu știu unde, nu știu unde să mă situez că nu, știu, nu sunt acolo, bă, frate. Nu n-am văzut eu să văd eu cu ochii mei, să văd copilul ăla nefericit împins de părinți și atunci să vin să zic, bă, copilul ăla e nefericit și e împins de părinți să facă ceva ce nu-și dorește. Dacă n-am văzut eu asta, de ce să presupun? Doar de dragul de a vorbi, Da, sunt minori care într-adevăr. Da, dar nu numai că în fabrici, dar sunt minori care muncesc pe câmp, în România, n am să vă minți. Există minori care muncesc 12 ore cu mă, cu mă, maicile, taicilor, ca să facă bani. Să duc la sapă, să duc la cules, să duc la toate alea. Să duc cu vacile, pe câmp. Ce dracu vorbim? Ok, bine. Într-adevăr, nu putem să scuzăm un fel de exploatare prin altul, da. Nu știm dacă asta este exploatare. Asta vreau să vă spun. Uh, ce mi-ai trimis aici, Hades? Yasmina. La ce, eu la eu... ce mă uită aici? A, filmulețe cu copii. Ăsta e la din... ăștia să ia din... ăsta așa, din Moldova, nu? Cred că a mai vorbit ăsta, a mai vorbit uh, lospa de ei, parcă. Când am mai trecut pe la platourile lor și mai aduceau și copiii, într-adevăr, nu era același hype ca pe cameră, dar păr niște copii ok. Da, și eu, și eu, Mariana. Tăiam, de obicei tăiam purumbul ca să mă certe mai mea să -mi zică să las sapa, da. <laughs> Da, ok, uite, na. eu ca un om care am trecut prin lucruri mai rele, dacă eram în familia măruță și mă punea maica mea să fac poze în loc să mă duc la sapă, aș fi, fi, aș fi făcut-o fericit, n-am să vă mint. Dar, într-adevăr, pot să înțeleg și că poate exista noțiunea asta de exploatare în acest context. Dar asta spun că trebuie să fim atenți cu presupunerile în general. Ei, hey, hai. Iva și publicațiile astea, ce tip de conținut livrează și pe cine bagă în seamă, mă rog. Nu mă pricep la copii, vă spun sincer, dar expunând un copil de la 3 ani la blitzuri, camere, atenție, supraexpunere, plus faptul că părinții sunt niște vedete și se poartă ca atare, poate să fie o cauză pentru comportamentul copilului lor, nu? Caricaturile. Hai de chină ăsta că întârziam și mi te lasă până sincer, mie nu mi se pare ceva... se pare doar un și copil de 8 ani, sincer. Eu am văzut copii care fac mult mai rău de atâta. Eu știu un copil care nu mănâncă decât pizza. Nu mai știu al de mai ce să-i facă. Nici cartofi prăjiți nu îi fac în casă. Nu mănâncă decât pizza, chat. Și nu e... Nu este cunoscut deloc. Adică părinții lor, părinții, da, lui și a sunt oameni normali. Ca mine, ca voi, Adică bine, nici măcar nu să expun cum sunt eu expus. Dar copilul ăla e mult mai rău decât ceea ce am văzut în imagine astea. Bea și cola, nu cred că, nu știu dacă îi dau cola sau nu. Deci mănâncă doar pizza, sincer. Vormiu, vormiu, Sterian. până la vreo 11-12 ani, vă jur, deci era un copil atât de complicat, Că, spre exemplu, nu mai știau cu ce să-l hrănească. nu mânca fructe deloc și uh, supa, uh, ciorba, o mânca filtrând cu lingura de marginea uh, castronului toate legumele. Că sunt copii și copii, adică nu judecăm un copil dintr-o reacție, știți? Te salut, George, te pup! Eu știu un copil care de fiecare dată când mă duc la rudele alea în vizită, încearcă pe toată perioada vizitei să-mi dea un șut în boș. Da, sunt copii și copii, sincer, nu cred că. adică nu cred. Că, nu cred că automat există o legătură de cauzalitate între faptul că a fost expusă. Nu pot să fiu de acord neapărat cu lucrurile astea, n-am să vă mint. Toți copiii sunt figuranți la mâncare. E, eu nu am prea fost. Eu mâncam pește deși îl ram. N-aveam încotro, da. N-aveam. aveam acest. această opțiune, acest privilegiu de a fi... Uh, mofturos. N-am să vă mint. Acum vă întreb, cât de supărat să fii să acuzi un copil de 8 ani că e arogant și antipatic? Men! căutați și voi problema reală. Poate părinții gen, poate de fapt de vină este domnul Cătălin Măruță care promovează la podcastul lui cele mai toxice personaje din online-ul românesc gen Cezarionascu iar pe la emisiunile de la ProTV invită alte personaje care distrug vieți da, efectiv. Gen Bă, știți că am făcut și eu materialul ăla despre Anca Maftei. Bă, sunt unii care vin la mine și zic că sunt uh, nenorocit și că mint Văd de deci ce a prostit atât de bine? Băi, a prostit atât de bine femeia asta? Deci oamenii aia, Deci eu am făcut un material despre această doamnă care susține că tratează cancerul prin constelații familiale. Vă rog eu frumos. Asta susține dânsa. Și vin unii și îmi spun mie că sunt un nenorocit și că mint eu în legătură cu asta. Eu citind un articol, atenție eu citind un articol în acel material, da, anyway, și luând legătura cu alte persoane care au făcut, au avut interviuri, nu cu Anca Maftei, ci cu Roxana Bors, care tratează și aia cancerul, dar prin manifestare, nu prin constelații familiale. Și ce să vezi, ambele învățăcelile lui Doru Pelivan. Citat, foarte ciudat. Ah! Mai țineți minte, mai țineți minte banca mai țineți minte banca prin care uh, banca, prin care Anca Maftei îndrumau oamenii ca să cumpere cursuri dacă nu aveau bani? Mai țineți minte banca. Nu știu cum să numea. Ceva TBI, da? Aha. Mai știți, uh, nu știu dacă știți, dar mai există niște oameni care tot așa, dacă nu ai bani, îți fac ei legătura cu TBI să le plătești cursul. Știți cine? Foarte interesant. Da, 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 știu, 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 necretar. Vrei să vă zic eu cine mai recomandă TBI dacă nu ai bani să-ți plătești cursul? Pam, pam, pam! Pe lângă, nu, nu, lângă Doru Pelivan. Ieșind, ieșind din schema Doru Pelivan. Pam, pam, pam! Vă dau și un indiciu. Sunt niște cursuri, nu, ce zărică, nu, nu. Vă dau un indiciu. Sunt niște cursuri de IT. Hai! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Deci cursuri de IT? Hai să văd. Nu mai, nu înțelegeți cursuri de... Oh! Go IT! Go IT! Oh! Acum! Tot așa! Pam, pam, pam! Cine promovează Go IT pe story -uri? Pam, pam, pam! Pam, pam, pam. Pot să vă zic și lucruri despre Go IT dacă... Adică... <laughs> Dar mai așteptăm. Toate la momentul potrivit. Toate lucrurile la momentul potrivit. Ce ne poți zice de GoIT, Toate la momentul potrivit. Ce ne poți spune uh, Petru de la Wellcode? Alți oameni mari. Alți oameni mari cei de la Wellcode. Când vine vorba de Wellcode, uh, vă recomand... Uh... Uitați-vă la Paraschiv Row. Uitați-vă da, la da, Paraschiv da, 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 Radu, te L -l Salutăm. Îl salutăm și pe Paraschiv. Să salutăm domnul Paraschiv. pentru treaba bună. Astați uh, așa ah. că uit. Știți că eu sunt... Eu sunt vai de capul meu cu memoria. Îl uit mereu pe tip. Uh, Stați așa că trebuie să intru aici la pe cine urmăresc eu. Deci, dacă vreți să aflați lucruri despre Wellcode, intrați pe... A, mă frățioare, că l-am aici undeva. Unde-i mă? Așa. Intrați, vă rog frumos, la... Eu mi mai zis și mie lumea să fac eu video despre să fac video despre uh, wellcode și am zis mereu bă nu e nevoie să fac video despre așa ceva pentru că vlog de IT a făcut acest uh, hei salut bine te-am găsit la un episod din vlog de IT nu e un episod a făcut acest zi. video pe care vi recomand deci toată lumea care vrea să afle lucruri despre wellcode uh, Totul lumea care vrea să afle lucruri despre Wellcode, vă recomand să intrați și să ascultați ce a avut acest om de spus despre acea pagină. Bun, în continuare. A, ah, apropo, apropo, nu știu dacă știți cine mai face, mai pune pe reclamă la GoIT. ca să știți așa unde ne învârtim. Prin asociere, acum da, într-adevăr nu, nu sunt responsabil, dar știi cum e. A, soția sau iubita lui Culiță Sterp, chat. E, și vă zic, în momentul în care vedeți numele familiei Sterp implicată într-o promovare, istoric vorbind, dovedibil, știți că e țeapă. Da? Deci mare grijă. Mare, mare grijă. Mare grijă cu așa ceva, mare grijă în ce, cu, la cine vă dați bani. Bine, sigur că deja puteți să verificați pe site-uri, să vedeți tot, uh, recenzii despre cei de la GoIT. Eu am o prietenă abordată de Petru, vai și mar... Petru fiind pe la ăștia, nu? De la Wellcode. Nu știu exact cine e în spatele Wellcode. Am văzut materialul ăsta acum ceva vreme. Eram în vacanță, de fapt eram în vacanță în Spania când am văzut materialul. Foarte bun. Nu cred că mai are rost să mai vorbesc și eu despre Wellcode în condițiile în care omul ăsta a făcut-o foarte bine. Bun, hai să revenim terapeuta Anca Maftei implicată într-un scandal imens legat de metodele ei dubioase de terapie. Astea sunt motive de discutat și numai bune de aruncat cu hate. În schimb, în loc să fim supărați pe domnul Cătălin Măruță, mii de oameni sunt revoltați că Eva Măruță a fost aleasă să joace în rolul principal din filmul lui Bromania, Tati Part-Time. Petițo, de să ai grijă cum vorbești cu mine, nu ne de șire, tu ai înțeles? Vezi ai fost foarte obraznică și ai depășit orice limita bunului simț. Nu? Mă gânde. Deci, în loc să luăm la pupă măruță că își folosește platforma de vedete să promoveze oameni care dau niște țepe, care provoacă rău altor oameni, publicul e supărat pe Eva Măruță că joacă într-un film. Ok, mă rog, de ce e lumea așa supărată? Pentru că ar fi un caz de nepo baby, adică de nepotism. Dom'le, dacă nu era fica lui Măruță, nu juca în film. Păi, poate, nu zic nu și nici nu mă interesează dacă are talent sau nu, pentru că filmul lui Bromania este o investiție privată, din bani. Am zis asta, a zis și el asta, sunt total de acord cu el. Total, eu v-am zis înainte de a vedea video, deci nu, da, bine, v-am zis și asta e și ieri. Total de acord cu player aici, total de acord. ...lui Bromania. Și din ai lumăruță, din ce am înțeles că ar fi coproducător. Nu e din banii mei și cel mai bun mod de a-ți arăta nemulțumirea față de un produs e să nu-l cumperi. Da, normal că e și nepotism ce la spus, mijloc, decat? însă nu ai ce face. Dacă era un film din banii publici sau altceva, era de înțeles. Aici nu poți să-i spui lui Bromania ce face cu investiția lui. Cel mult poți să-i spui că filmele lui ce sunt stii? de căcat, ceea ce e adevărat. <laughs> și -n... Cinstit Cinstit Foarte bun acest comentariu Da, poți pot să nu îți placă acele filme Atâta tot Poți să nu te duci la ele Adică nu te obligă nimeni Nu stă nimeni Du-te la filmul în care joacă Eva Măruță Că dacă nu plus, de nepo babies din politică nu a zice nimic, că sunt o de politicieni pe toate funcțiile din țara asta, se angajează mereu oameni pe nepotisme și totul pe banii noștri, de asta nu mai ziceți nimic. Aici Bă, e puțin... Na. na. aici este puțin what about this? Aici cu... Sunt să fac chestiile astea în politică, de ce nu se zice nimic? dar cred că se spune și despre asta. Dar înțeleg, înțeleg punctul ăsta de vedere că acolo, de fapt acolo sunt afectați banii voștri. Când se angajează secretar, nu știu, nepoata, verișoara și așa mai departe, văru, văruțul, unchiu, și așa mai departe, da, acolo sunt banii voștri și vă afectează în mod indirect, să zicem. Aici nu te afectează deloc. Astea, problemele ha, sunt mai mari, da. Nu devine așa viral ca un scandal cu familia Moruță. Ne americanizăm și noi, cum în SUA sunt articole despre Nepo Babies și Kanye postează despre copii, și la noi apar personaje puse pe scandal cu postări despre Eva Moruță. Știți voi perioada thread. În SUA se vorbește oricum de mulți ani despre nepotismele din filmele de la Hollywood, dar cum la noi trendurile ajung mai greu, am ajuns ca în 2024 să avem oameni în toată firea care înjură un copil de 8 ani pe net. nu știa de treaba asta cu hollywood în care să... mi-a spus nevastă mea de fata din... Ca asta am spus eu ieri, parcă nu? Fata din Stranger Things, care este copila... Umei Turner? Tarmer? Habara. Tipa care a jucat în Kill Bill. Uh, și, câte mi-am nu erau uh, comentarii negative la adresa ei când a apărut în serialul Stranger Things. Au existat o grămadă de personaje publice de genul Mara Bănică sau a, stați, Iulia stați, stați, Albu și stați, care... Stați o grămadă de personaje publice de genul Mara Bănică, Mara Bănică reacționează în scandalul Eva Măruță. Ce spune despre prestația micuții? Uneori mi-e rușine că s româncă. E, și mie mi-ar fi rușine cu muzica mea dacă m-ar chema Mara Bănică. Dar gen, n-aș N-aș menționa treaba asta, nu? Adică cine e Mara Bănică? <laughs> e o tipă care a cântat la o trupă, nu mai țin minte, nu știu dacă a fost la la Indigo sau cum se numea trip, trupa aia, habar n-am. Și pe aia a cântat și singură, nu? Era gen un fel de Andreea Bănică, numai că o chema Mara. <laughs> a avut o melodie la un anumit moment, da, când eram eu DJ, țin minte și acum o singură, nu, 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 e de la Andrei, era în aceeași perioadă, repet, era, e fata care are o aluniță pe față, așa mi-am amintesc pe ea, și a făcut multe operații estetice, și a cântat o singură melodie din câte mi amintesc -am a fost la Asia? Cum o să nu fie cântăreață? Mara bănică, bă, da, m -i, m -i și frică, bă, că nu, nu știți. Mara bănică nu e cântăreață A, nu e mă, ia. A, era Andreea bănică, este? Deci a era Andreea Bănică, este? A, mă scuzați, voi, Da, eu la ea mă gândeam. Îmi pare rău. Îmi pare, ce să vă zic, vă testam exact, bravo, mi-a plăcut, foarte bine, cine a zis că bravo? Foarte bine, deci cine a, observ... nu știu, cine a câștigat, cine a câștigat testul ăsta? Logic că știam cine e. A, Samba, S Samba sau Love in Brazil, asta era una dintre astea două melodii, Love in Brazil, parcă. Uh, mi le amintesc de la doamna asta uh, Da, nu, eu vă testam, evident Voiam să văd care este cultura dumneavoastră din social media românească Bravo, chiar mi-a plăcut Intră Drăgușin Aia v-am zis Deci dacă nu, dacă nu debutează Drăgușin cu Manchester United Cu cine dracu să debuteze? Cu Stoke? Bun, hai că am avut dreptate Știai că a pozat nouă, nu avem eu bani, nu avem bani de Playboy, nici n-aș fi avut unde să-mi țin revistele Playboy, ce aveți? Bun, deci Mara Bănică, nu știu cine este Mara Bănică, n-am să vă mint. Presupun că este o doamnă din imaginile astea, presupun că este o doamnă care, habar a fost și ea pe undeva la un anumit moment dat, la niște emisiuni. Ok, e ceva, habar Nu știu cine e. Mara Bănică, fabuloasă și spectaculoasă. ...tare de tot cu Viorel Grigoroiu. Bun, dacă ne... Este o doamnă fabuloasă și spectaculoasă, chat. ...Nică sau Iulia Albu, care și a dat... Andra și cu Măruță despre... demolați de Iulia Albu, după ce fiica lor a apărut în Tati Part-Time. Iulia Albu este o doamnă care este creator, nu? De modă. Nu? E doamna creator de modă cu găina măritată cu domnul creator de modă sau nu, creator de papuci sau ceva de genul. Și apoi au divorțat și ea în continuare ea care a fost măritată, mă scuze asta. Vorbind despre un copil, am fost oripilată. La, la ce a fost oripilată? Nu înțeleg. A fost oripilată din jurăturile lui, nu? A nu, că au fost, au fost demolați. Mă gândeam că a fost oripilată din jurăturile la adresa copilului. Este oripilată de faptul că un copil de 8 ani joacă un rol într-un film? F Sunt atâtea filme în care copii joacă roluri, nu? Te pup, nasa. nu Te pup, um, Nimeni nu s-a gândit că poate familia Măruță a investit în filmul ăla și probabil ca să joace fisa cu... A fost condiție? Posibil și asta. Posibil și asta. Nu știu, apar pe credit, ar trebui să apară, nu la producer, cred. Era să dea gol, drăgușin. Cât e scorul, apropo? Pre situație, dar din respect pentru voi, nu o să arunc aici un citat de la Iulia Albu cu sursa fanatic fanatic.ro. Oamenii ăștia sunt voi. așa închiși în bula lor. bine. Hai bine. Acum devenim toți fan, fan Tottenham. Este? Toți suntem. Apropo, fosta mea manageră din Londra era... Să vă... Hai că după aia vă zic cu managera mea din Londra ce-a pățit. Vă zic. Fan, uh, nu fan, membru. Membru din ăla cotizant Tottenham. Membru cotizant. abonament de sezon, cum se numește. Te bumădă de vedete încât sunt șocați că lumea îi acuză de nepotism. Pe mine mă amuză foarte tare când am zis păi, da, cum de ce aș eva? dată casting a fost, e nepotism, știi? O, a, mai e și chestia asta. Cineva... Aici are dreptate măruță, dar mai e și chestia asta. Dacă cineva crede că familiei măruță nu-i convine tot acest tam-tam. Stați, cred că mă sună de la poliție, stați așa. Hello? Amazon Delivery. amazon delivery uh, yes uh, it, there is a problem uh, my wife is gonna come down now to open the door for you is that all right okay are you are you at the door uh, on the main street on the main street okay i think there is a problem the whole uh, with the whole building okay uh yes she's gonna come out right N-a fost chat poliție. Cum cine? Păi încă aștept uh, traducerea la amenințările. Alea. Bun. Uh, ce și-a luat omul ăsta? Uh, oameni dragi, apropo de un comentariu de mai sus. Nu suntem aici să ne, să facem uh, comentarii jignitoare la adresa capacității sexuale a doi oameni care nu prezintă asta în mediul online. Deci vă rog frumos să vă controlați înainte de a lăsa comentarii de genul acesta. Așa, uh, da, dacă este cineva care crede că familiei măruță, nu îi convine tot acest tam-tam. Uh, și că ei criticând sau vorbind sau asta nu fac altceva decât să uh, le confirme oamenilor astora că fac bine ceea ce fac Este doar de lulu, încă o dată Da, Tottenham cu siguranță câștigat public în România Nu știu cât de mult îi ajută asta totuși Ce român și-ar cumpăra tricou cu Tottenham de 100 de lire sau cât mai în tricou au văz în primul rând, nici nu că au văzut nu, filmul. Dar e un pic, e un produs uh, privat, adică o niște joace? oameni da. au hotărât uh, să facă un scenariu și da. să-și aleagă ei actorii cu cine să da, fie în un buget Nu e la stat, adică, adică nu, da, nu da, e de la firmă. Nu a dat un buget de la pump, adică, de, de la, la firmă, casă? nu e. Da, exact, așa cum oamenii ar zice, dar voi la pensiunea voastră de ce l-ați luat mm. pe Smiley și pe Fodor și n-ați făcut casting cine să mai fie asociat la voi. Aprofit de acest context, că eu chiar sunt foarte revoltată. Și chiar o să fac și o postare legat de uh, povestea asta cu Eva. Aoleu, ne-am supraexpus copiii ani de zile de când aveau 3 ani, iar acum lumea le dă hate pentru că sunt aroganți? Wow, nu se poate. Măruță e și genul care nu știe să primească bă. o ironie okay. și o caterin. Da, există această problemă a supraexpunerii, dar asta, în opinia mea, totuși nu... Adică, bă, sunt supraexpuși? Total de acord. provoacă asta, asta puțin. Da? Este pe partea aia, pe po... partea. Da, pe, po, 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 puțin. gata chat, l găsit. Ok, sunt supraexpuși? Da, cu siguranță. Este asta un motiv să îi urâm și să le oferim hate gratuit? Nu, nu este. Nu cred că este. Acel film nu a primit deloc fonduri de la ProTV? Nu. Ce legătură are, ce legătură are Bromania cu protv -ul? Nu vă mai luați atât de în serios, domnule Moruță, Face rău la sănătate. Plus că lucrând la Pro TV acolo mereu s-a încercat proiectarea imaginii de, nu știu, glossy. De vedete impecabile care strălucesc în lumina reflectoarelor. Uh -huh. Și producția filmului e de-a dreptul șocată de reacția publicului. Sincer și la ce m-a durut cel mai tare? M-a durut când Acest am acting. De Eva. Vă rău, e frumos. L-a durut în fund. Să Vrei să vă mint? Nu cred că îl doare. Este doar, repet, hai să vorbim despre această acti, a, acțiune publică împotriva noastră ca să atragem și mai mult atenția asupra filmului. E marketing curat și ăsta, n-am să vă mint. E că plânge ăsta în sinea lui. Nu mai poate să doarmă noaptea. Deci nu m-a durut vis-a-vis de mine nimic de ani de zile. Dar s dai seama legat pentru mine cum a fost chestia asta? Da, nu, și vreau, nu chiar, vreau să, să, da. să te întreb, chiar da. vreau să te întreb, sincer. Pentru că pe mine, până la filmul ăsta, eu nu m-am enervat la comentarii, până am văzut da, comentariile către eu, eu Eva, pentru răspuns, că eu deci nu, nu, nu am văzut că am văzut copiii... că răspuns, am văzut, i-a răspuns. Și eu, pe eu pentru că, cunoscute. Pe eu pentru că m-am îndrăgostit oh. de ea ca om și ca fetiță și am zis, Doamne ferește, de ce bine ar fi să mai avem copii de genul ăsta, când am văzut ura gratis către ea, m-am înflăcărat cum mă înflăcăram la mine la început, efectiv. La ce vă așteptați, mă, oameni buni? Veniți puțin în realitate. Sunt toți atât de sinceri cumva șocați. Eu nu cred că joacă chestia asta. Cred că ei chiar se așteptau ca lumea să zică... Efectiv, dacă cineva crede că acel om nu făcea acting la masă cu măruță, să înșeală grav. Oh! Mă scuzați. Hei, salut! Scuza Astăzi B mine la e chiar amuzant cum o joacă Bromania aici. Sper că o joacă. Nu știu dacă e serios sau nu. Mai există și știrile astea care par plătite pentru a ridica în slăb talentul artistic al Evei Măruță. <chefături> despre Eva Măruță, care și-a făcut recent debutul în cinematografie, copil a interpretat primul ei rol într-o producție românească și pare să-și fi descoperit adevărata pasiune. La prima da, e posibil ca aceste știri să fie plătite, n-am să vă mint. <laughs> e foarte posibil! În vedere, Eva Maria Măruță este o copilă ca oricare alta, însă puștoica de numai 8 ani ascunde un talent artistic uriaș pe care nici chiar celebrii ei părinți nu-l cunoșteau foarte bine. <laughs> da, oamenii ăștia chiar trebuie Pânzianța să mai iasă din bula lor de vedete. La fel cum și noi, în online, ar trebui să ne mai uităm cine e vinovat pentru o situație. Și să nu mai aruncăm aiurea cu injurii în copii care nu au nicio vină. Vreți să vorbim de nepotisme? Hai să vorbim de nepotisme care ne afectează okay. viețile. Vreți să dați un hate lumăruță? Vedeți că face podcasturi și emisiuni cu oameni care chiar afectează viața altor oameni. De ce să ne consumăm energia să criticăm un produs, un film, din bani privați, care e fix decizia lui Bromania și riscul lui? Și, sincer decât filme sponsorizate de cazinouri, prefer să aud că Eva Mărut să e în Bine, acum România a mai avut filme, nu? Sponsorizate de cazinouri, dar da, dacă ăsta n-a fost, corect, cinstit. Mult mai puțin grav. Și în plus ar trebui să existe în o lege prin care să nu ai voie să-ți transformi copilul în persoană publică la 4-5 ani. Nu, no, de acord. Sper... Cu asta nu pot să fiu de acord. nu sunt de acord cu asta. Ai, Mie îmi place cinematografia așa cum este, în cinematografie există actori de la un an până la, habar n-am, 90 de ani, nu știu, cât o avea cel mai bătrân actor. Dar sunt total de acord că oamenii unii oameni au chemare. asta, unii oameni își doresc treaba asta, dacă beneficiază de resursele necesare, necesare ar trebui să fie sprijiniți. Da, că 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 în timp o să devenim de puțin mai înțelegători și o să ne canalizăm energia spre uh, personajele care chiar fac chestii rele pe internet și în viața reală. Și nu o să mai înjurăm copii și să avem migrație la creieri, să le dorim moartea unor copii. Cât despre film nu știu ce să vă zic, nu l-am văzut și nici nu prea mă interesează producțiile lui este Brumania. Mine, o să mă uit. Uh, uh, bun, deci am zis cu Cezar Ionașcu, Cezar ce gemene de la... nu știu despre ce vorbi. Cezar Ionașcu, cum îl chema a mă? Iar am uitat. Ce vol sunt t -t -t Twins? Damian. asta mi-aș aduce aminte, atenție. Bun. hai. Unde a rămas? A rămas unde a rămas? Dacă s-ar, dacă ar merge YouTube-ul ca lumea. Ia, hai ea a preluat standardul fricii pe care vi l-a implantat în cap. Ap. Dacă ei în echivalență fac acest lucru, rezultă că eu am obligația. Obligația, să da refresh, obligația că, da? nu drept, obligația. Ea a preluat standardul fricii pe care că, vi l-a implantat în cap. Dacă ei în echivalență fac acest lucru, rezultă că eu am obligația. Bă, stați puțin, nu toți nu, drept, actorii... Obligația. Stai, stai că aici, ce exagerăm? Sigur că nu toți actorii tineri ajung să facă treaba asta o perioadă lungă de timp, că nu pe toți actorii tineri asta îi fericește, dar sunt și actori tineri pe care treaba asta îi mulțumește și îi împlinește pe o lungă perioadă de timp. Nu cred că trebuie să plecăm de la premisa că pentru că pe băiatul care a jucat în Home Alone sau pe băiatul care l-a jucat pe Anakin Skywalker lucrurile n-au mers sau pe alții ca ei pentru ei nu au mers lucrurile, atunci ar trebui interzisă treaba asta. Nu pot să fiu de acord cu asta. Nu toți, deci. Dar sunt și actori, cum să zic, sunt și majori care, ce să vezi, joacă în filme și ajung în depresii și ajung în lucruri de genul ăsta. Că nu cred că ar trebui să ne ducem în zona aia de nu, hai să nu mai punem copii în în roluri de nu știu ce sau hai să nu mai lăsăm copiii să fac reclame la Pampers sau mai știu eu ce. Știi? Nu, nu o să de acord cu asta. Când am fost copil, am jucat în filmul Veronica, sistemul socialist mi-a distrus viața. Nici deci nu știu dacă vorbești sau nu, dacă glumești sau nu, okay, nu știu. Da, alea da, așa este necratal, acolo într-adevăr, sunt total de acord cu tine și nu numai, dar sunt oameni, acum am văzut, n-am mai prea văzut, dar în trecut vedeam pe Facebook poze cu copii dezbrăcați pe Facebook, ceva de să mă ferească, ceva de bă, las-o dracu de treabă, adică, Da, nu vreau să intru în detalii, dar... Nu, că îmi frec mintea și n-aș vrea. Așa, dar e ceva... Nu știu, românii... B nu, știu, nu prea am văzut în altă parte. Asta e chestia, că n-am văzut, spre exemplu, conturi de străinezi care s-au pus copilul dezbrăcat pe net. Poate că or fi, nu știu. Ah. Pe care-i mema aia cu chemat în Germania? Nu știu despre ce vorbiți. Nu, dar cred că trebuie să stau departe. Citește, I'm glad my mother died. Da, nu știu. N-am, sincer. Sincer, Ei ne -am sincer, mai sincer, sincer mă chinui să-mi citesc, să citesc, case studies, case studies pentru săptămâna viitoare. Da, nu știu mai cu chemat în Germania, dar nu cred că vreau să știu. Este sincer acum. Cu asta se ocupă statul, siguranța noastră. Să nu mai plătiți la stat nimic. Nu vreau să știu. Că și pentru ei e lockdown, și pentru ei e stare de urgență, să nu mai plătiți nimic la bănci și mai ales să începe să respirați. Lăsați măștile deoparte. Lasă masca și prostiile astea. Deci a fost cumva din, din inimă. Că m-au întrebat Ia toți, domne, mai... de, ce ai făcut-o? Ești agent KGB, ești... Măcar dacă aș fi fost agent KGB. Vorba Oxane, bă, dacă eram noi, eu și cu tine, agenți KGB, cu cât? Bă, tu știi cu cât plătește KGB ul agenții? Păi aveam 4G clase, 5 bodyguards și stăteam și toată pandemia dormeam la Marriott, plătit de ei. Asta înseamnă agent KGB. Nu noi suntem niște agenți KGB wannabes, noi suntem gen băgați nici pe noi în seamă, băgați nici pe noi pe de plată? <laughs> Sau sunteți doar niște agenți KGB care nu merită prea mult pentru că nu faceți vizualizări și din cauza asta țipați din ce în ce mai mult pe niște subiecte din ce în ce mai aici. KGB nu mai există. Bine măi, expertule în, în servicii secrete externe. De unde știi că KGB-ul nu mai există? Poate că există, dar nu este informația publică, dragul meu. Poate că serviciu, este un serviciu secret de care nici nu se vrea să, aș, să știi că există. <laughs> Știu că se numește altfel. eu FSB, ok. Dar poate, poate încă mai există și nu se vrea a se ști, repet. Niște oameni normali, modești, în regulă, bine, slavă Dumnezeu, trăim peste medie, dar okay. lucrurile astea dacă ar fi fost legate de vreun serviciu secret, eram împărat, dar nu e cazul, a fost din inimă, tocmai asta a fost și păcat. Tocmai asta a fost și păcat. Am vrut să mă bag undeva sau să preiau ceva care nu mi-aparține. Eu trebuia pur și simplu să mă întăresc mai tare și să-mi protejez familia și să mă rog lui Dumnezeu ca celor care fac rost să le vină mintea la loc. Dar asta e mintea după urmă. Da, exact asta spuneam ieri, George. Bărbatul care uh, este alături de o femeie care a ajuns să cerșească bani pe internet de la comunitatea dânsiei ca să-și plătească cursurile. vorbește despre cum el provides, vânează, adună, strânge, oferă lucruri familiei sale. E efectiv, da. Și atunci, datorită acestor ieșiri, firește, și-am făcut un episod. Ești rău și fără mască, ceea ce s-a dovedit adevărat. Nu te mai înțeleg. <gână> Știi că îl un... comentezi pe domnul Ionașcu cu doar din invidie? Normal, păi de ce altceva? <gână> păi, Totul Totuși, un, un tunel de asta, am Ce am făcut? Sau ce s-a întâmplat? Ca da chiar de ce mi-a luat domnul Cezar Ionașcu cu. Totuși, de ce mi-a luat domnul Cezar Ionașcu cu exemplu, ceat? M-am împlinit M-am cam M-am cam împlinit Stomăcește În ultima perioadă N-am să vă mint De aceea nu mai gata Am renunțat ieri la Pepsi Am trecut pe apă uh, Măcar atât Deocamdată uh, De ce mi-a luat domnul Cezar Ionaș exemplu Că asta mă sperie Ce a zis Bă dacă Paraschiv face Ceva mai mulți Uh, urmăritor, ceva mai multe vizualizări decât mine. nu cred că mai fac, nu cred că fac totuși, că el vine cu deștea. Uh, uh, ce da așa nasol la gioale, că dacă la, o aduce pe Ana Maria Prodan și mai știu eu cine face vizualizări, că na. Uh, da, totuși. Asta e, asta e relevanța lui. Când este el... Când este el subiectul, pe un canal de 200.000 și 16.000, se uite. Dar lăsând asta la o parte, oare mie, un exemplu, sincer acum. Merge bine pe Anglia, da? Dudu e treaba. Ai slăbit față de anul trecut? Nu, nu, nu. Era mai slab anul trecut la începutul anului. Au fost oameni care au zis da, ce zără, ai dreptate. Ai dreptate. Dar noi, dacă dăm masca jos, rămânem fără serviciu, și pentru că nu putem să facem cum faci tu ca poziție, te urăm. Te înțelegem, dar nu putem să facem ca tine. Și dacă nu putem să facem ca tine, te urăm. Și după primul val al iubirii a venit fir. Nu, prietene, nu eu... Eu nu, da, nu am nicio treabă. Eu nu te urăsc pentru că... Da, eu nu pot să zic că te urăsc. Eu zic că te detest, nu că te urăsc. E, nu e ură, este detestare, este vomă, este... Te văd, îmi vine să vomit. Vreți să te mint? <laughs> Cum era ăla? Aici era bun doctorul. Doctorul care îl interpretează foarte bine pe Giovanni Becali. Te văd, puți! <laughs> <laughs> nu pot să-l interpretez pe Giovanni Becali la fel de bine ca doctorul. Simt repulsie. Repul... Efectiv îmi vine să vomit când te aud vorbind. Nu e vorba de ură. Că urăști ceva ce nu știu, îți dorești poate și nu poți să ajungi acolo. Dar la mine nu e așa ceva. Și la majoritatea oamenilor care se uită la tine și... Măi, cine... Mersi frumos, uncle. Uh, Laurențiu, da chiar Laurențiu de ce nu a intrat această alertă? Explicați. Ah, uite bă. O dișmă pentru niște ozempic și pastile de slăbit. Mersi frumos. Uh, nu mai luați ozempic dacă nu sunteți diabetici. Nici nu știam ce e, dar nici n-avem de gând să iau. Dar mă bucur că ai menționat asta, uh, Dan. Că te dai deștept de te caști pe tine de deștept ce ești. Crește. Da, Amenință cu moartea, în jurături. Atunci, cumva, soția a zis, Cezar, uh -huh. mă simt pus în pericol. Și am vândut ce o, am în asta. oraș, în pandemie. Și am plecat uh -huh. lângă București, unde stăm și acum. Și a fost o alegere înțeleaptă. Dar a venit un val mare, Cezar, ajută-mă. E singurul care poate să-mi spune ce să fac. De la oameni cu exituri de 20 de milioane până la puști de 17 ani. La prima sută, în 3 săptămâni, am răspuns. M m navigui. la telefon mesaj, veneau pe toate căile. Nici nu știai. Nici eu nu știam. Că nimeni nu știa. Și la un dat n-avea informații. Nu. Și tot Oxana avea. Pur și simplu îi linișteam pe oameni. Nu făceam nimic, eu nu, ei nu cerau informații. Ce-o ce stare ce să am. Că te văd pe tine puternic, că le dai pumn din gură și nu știu. Și eu zic, eu nu dau, eu nu sunt la mardoi. Eu sunt la un, un om care s-a centrat, eu nu dai ghiva. Cine căcat a zis, cine căcat a crezut că Cezar Ionașcu dă pumni în gură cuiva? Măi, asta e evident că nu i-a scris nimeni chestia asta, dar el în sinea lui, el chiar își imaginează că el a combătut, a învins sistemul. Cezar Ionașcu a dat pumni în gură oamenilor care au pus la cale ceva. El crede că pentru că a făcut 20 de milioane de vizualizări la un TikTok, el a făcut, a, a, nu știu, a ieșit din Matrix. Păi, păi omule drag... Da, am vins antenele 5G, da. Înainte bărbații aveau barbă, mergeau la război, vânau, acum au barbă și vorbesc pe internet. Cinstit. Da, ar fi culmea să meargă la vânat în continuare, da. Eu că e puștanul din copilerie care te amenința că te bate și când dai de, de el fugea. fac. Deci nu, eu nu mă uit la ei, sunt cu spatele la ei pentru că e țeapă. Nu poți să mă uit la o țeapă, să o iau în serios. Și ce faci? Ce, -am, ce pot să fac cu listă. Dau, dau eu una. Ce faci când vezi o țeapă? Dau eu una. Fă ceva acum. Fă ceva acum 2.0. Vino în tabără de masculinitate. Vine în tabără de educare a relației. Nu mai știți minte cum îi spunea la aia. unde atât eu cât și Oxana o să te învățăm cum să dai la găurică. După prima sută de oameni care o joacă, da? Oxana e așa. La prima sută de oameni poți să te joci ca om. După 100 de oameni ai o responsabilitate. Peste mie, tu trebuie să rentabilizezi, să eficientizezi cumva, că nu poți să-i pe toți. Și am început să am echipă prin care să răspund oamenilor. Care e echipa? De de dat... Care echipa lui Cezar Ionașcu? Apropo, Dan Dobre, echipa lui Cezar Ionașcu. Cine dracu stă pe lângă ăsta în afară de lache ăla, vă rog eu frumos? n am mai putut să fie cu titlu gratuit, pentru că Oxana mai năștea, un copil mai năștea, sau un... am doi copii în pandemie născut și a să rentabilizeze. Și oamenii au început să plătească. Bă, bună asta, bună, 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 chestia asta pe care o zice George aici. În condițiile în care el sfătuiește bărbații să livreze pentru femei, că altfel femeile au datoria de a-i părăsi, el de ce nu își sfătuiește femeia să-și caute un bărbat cu bani? Bună rău Bună această afirmație, respect Ce, asistența mea, liniștea pe care... Și mi se pare un schimb firesc și echivalent Că nu sunt, sunt sfânt părinți sau cuvios părinte sunt... Dar nu sunt nici măcar duhovni dar... Și atunci m-am trezit cu o avalanșă Efectiv, o avalanșă, mă uitam în conturi, nu venea să cred Mă uitam în sufletul meu, creștea sufletul meu În același timp atacul, pentru că au simțit și Era unul foarte mare, atunci am început să scriu cărțile Tu bărbat uh, Nu, atunci a apărut și ăsta și Nu? Atunci a apărut chat GPT-ul de ai scris vreo trei cărți într-un an. Chimia relațiilor, dacă vă amintiți. Cât am mai râs la cartea aia, vă rog eu frumos. Chimia relațiilor. Manual de utilizare a bărbatului. Am scris, da, cartea și legea de implementare, da, ca să zicem, normele de implementare ale legii. Am scris și sunt și astăzi în vânzare. A fost succes, au vândut, nu știu, o ceva de exemplare. <sus> O, sta, sta, nu, sta, stați că râd, poate râd prost. Nu, stați că stați să sta, ne revenim. Stați că poate am râs, dar am râs prost. O mie și ceva de exemplare sunt multe în România sau cum? Stați puțin. Nu că poate ar fi multe, stați, stați că am, poate am exagerat eu. Că o mie, da, o mie de exemplare nici mie nu mi se par multe, dar depinde acum și de cât să cumpără în România, știți? mai puțin ca să nu, mânc, să nu zică lumea că mănâncă iurea Sta stați. Hai să vedem. Ziciți o carte. Nici nu știu. Uh, dar nici, să pot verifica lucrurile astea? Unde putem să verificăm cam câte lucruri, cam câte cărți se vând? Bine, mai mult a vândut Bendea cu Maticiuc. Ok, ok. Hai să vedem. Ok. Câte cărți a vândut Bendeac. Bine, aici na, e Vânză record de 10.000 de exemplare. Asta în 2020 la Bendeac. Ok, best, nu, best Romanian book seller. Sellers, de mașină. Oricum, aia lui Bendeac a fost în aceeași perioadă de, de care spunea el, nu? A, ah, ok. Deci Libris.ro a vândut în 2018 un milion jumate de cărți. Bun. Deci la un volum de, hai să spunem, de un milion de cărți. Da, nu, cred că... Ok. Un milion. Zice că în 2020 s-au vândut mai puține. Deși zici că dacă stătea lumea acasă s-ar fi vândut mai multe. Deci să zicem că totuși, asta e doar una, atenție, asta e doar o editură. Cea mai mare. Deci la un volum de un milion de cărți în 2018, o mie de cărți. Bă, dar nu, e greu de spus, e foarte greu. Nu știu dacă putem să facem o statistică. Dar chiar și așa, Cezar Ionașcu a vândut o mie. A, ok, în București, 313.000 doar de la Libris. <laughs> Respect, George. Da, nu știu, e, e, greu de... Nu cred că sunt statistici. Dacă are cineva statistici cu câte cărți să vând anual în România, oricum, o mie mi se pare ridicol. E, efectiv, mi se pare ridicol. Ia, câte cărți a vândut Radu Paraschivescu, ia. Vedeți că nici Radu Paraschivescu ca asta... A, a, ba nu! În mai puțin... A, ok, ok, nu. Deci Radu Paraschivescu a vândut 8200 în două luni. În timp ce a, cartea lui Paulo Coelho a vândut 22.000 în aceleași două luni. Adică ok, ăsta poate să vină să zică, Dom'le, eu chiar am avut un bestseller. Nu? La 8200 în două luni. Și ăsta a vândut în 2 ani 1000 de, 1000 de exemplare. Da, cu chiar e cineva. Are mama mai mulți prieteni pe Facebook. Da, nu știu, e greu, e greu de spus dacă o mie, ca asta, mă gândesc că poate o mie e totuși un da număr pentru noi da ca nimeni, știți? Da, Vasile, mersi frumos. Uh, Vasile din Ciocănești de jos. Te pupă, Stai, bestseller nu pui tu să sune bine? <laughs> ba da. La prima strigare, să-i pui Zastocu, în care am spus oamenilor ce să facă. Am scris cartea post-pandemie și acum ce facem? Efectiv, așa se cheamă cartea. Uh, apoi am scris mai nou pentru că efectul mare Chimia al pandemiei nu a fost nici lipsa banilor, nici oamenii și-au întors față de la sistemul despre care așteptau, ei poate au anticipat sau ba. Dar spun acum fenomen, post-pandemie. Oamenii și-au întors față de la sistemul care trebuia să-i protejeze, au vrut să ducă acasă la părinți, la părinți, nu mai era nimic, s-au dus în cuplu și și-au dat seama că -s căsătorii s-au speriat. Și au apărut Și problema actuală este cuplul. De aceea, Corect. cu ultima carte pe care am scris-o, Chimia Relațiilor, Corect. am luat ce mi-a lăsat sfântul tata, matematică, da. fizică, dar mai ales chimie, și am luat formulele celebre din chimie aplicate în viața reală. Vă dați seama, deci când a fost acolo la natriu, clor și a ieșit sarea. Uh, bă, acum, sincer să, să fim sinceri. Bă, dacă cineva cumpără cărți de la o persoană care în 2 ani de zile a scris 4. <laughs> înseamnă că e <-i> productiv, da. Oh, <laughs> ah, dar serios, serios. N-ai cum să dai nai cum să dai din banii tăi pe așa ceva Dar știi cum e Fiecare face ce își dorește cu banii lui În 2018 Cea mai bună carte vândută în România A fost Sapiens Cu 50.000 de cărți vândute Da, da, vezi că asta e chestia Că cine a scris cartea aia E foarte complicat de spus Dacă o mie de cărți este un volum mare pentru o persoană necunoscută. Dar oricum, astea, cărțile astea ale lui, nu cred că sunt vândute printr-o editură. Cred că sunt niște PDF-uri printate și vândute online, nu? Că nu cred că... Sau poți să le cumperi de la vreo editură. Cărți. Cezar Ionașcu. Librăria online. Ba da, chat. Ba da, mă scuzați. Poți să le cumperi într-adevăr. De la Celebris, Celebris mă gândesc că este editura, nu? 50 de lei. Păi, Celebris este editura sau ce e? Asta mă face. Și acum ce facem? Chimia relațiilor. Tu, bărbat. Nașterea. Nașterea acasă. Povestea continuă cu Alexandru. Cel de-al doilea. Nașterea de dimineață, ești născut și fără certificatul lor de naștere. Da, 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 da într-adevăr. Da. Ce legătură au astea? Adică, da, nu, nu înțeleg legătura dintre a fi sau a nu fi născut și certificatul de naștere. Da, normal că ești născut, dar după aia certificatul de naștere confirmă că ești cetățean în țara respectivă. Naționalitatea română, din întâmplare. Corect. E doar o întâmplare. E doar un joc al hazardului unde te naști. Celula care nu moare. Corpul. Cum am slăbit. E? Poate că dacă asta e important... Mai citești odată capitolul ăsta <laughs> Dacă asta e important pentru tine Doar zic, dacă nu e important, las-o așa Lupta de la 30 de ani Ziua Regimul alimentar Curba. A, a, nu, mi se pare atât de amuzant că omul ăsta a vorbit despre regim alimentar, probabil și despre a, ce să faci ca să slăbești și așa mai departe, și astăzi și-a uitat propriile lui lecții: slab, gras, fit. Epilog. Și după epilog, încă un capitol. Stați că s-a oprit camera. Superb. Uh. La 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 La, yes. la, la, la. Ce de și ăsta a scris acest, Această carte a scris-o în 2022 Chimia relațiilor a scris-o în 2022 și acum ce facem? Ăsta în... Asta a scris trei cărți într-un an, atenție. Eu am crezut că a scris patru cărți în doi ani. Și am zis, bă, înseamnă nu e așa că... Oh, stați puțin. Înseamnă nu e așa... Bă, e puțin, e puțin delay? Cred că e puțin delay. Ei, anyway, nu, lăsăm așa. Uh, am zis că, bă, totuși patru cărți în doi ani, dar e mai rău. A scris 3 cărți într-un an. Am un M50 de la Canon. Eu unul am cumpărat, cartea aia lui, care te învață cum să te îmbraci. Care dintre ele? Alta, presupun. Ok. Cum să te îmbraci. Dar asta a fost acum o grămadă de timp, când era doar image consultant, nu idiot. <laughs> Ce rău ești. Bă, am vorbit să știți video. Acum ca să... Am vorbit și eu cu un băiat care, într-adevăr, uh, să-mi spuneți dacă este cumva delay între voce și video. Am vorbit și eu cu un băiat care într-adevăr uh, mi-a spus că bă, Cezar cu pe partea asta de design vestimentar și așa mai departe să pricepea. Dar nu făcea suficient de mulți bani și atunci atitudinea asta a lui de om care rezolvă și face și drege și ajută și așa mai departe l-a împins către această soluție de a ce face el acum. Nu știu cum aș putea o denumi. Om care învață alți oameni să iasă din lucrurile cu care sunt și nefericiți. Bun, hai, credința, conexiuni și extaz. Ce mai, despre ce mai vorbești? Asemănarea cu Andrew Tate, hai, interesant. Uh, am văzut că mulți s-au comparat cu Andrew Tate. Cum ai luat asta? Nu cu Andrew Tate acum, cu Andrew Tate... Uh, Tate e un personaj foarte interesant, foarte puternic, foarte bine construit logistic. El în sine și în jurul lui. Cu o singură mare diferență, sau două. Ortodoxia și familia. Uh, ce voiam să vă zic? Uh, fac ceva acum, este copia sistemului MLM promovat de Tate. Da, cine l-a comparat cu Andrew Tate a avut dreptate. Cezar Ionașcu este un Andrew Tate wannabe. La fel cum sunt foarte mulți. Atenție, foarte mulți. E ceva în România toți se pare ăștia sunt fani Andrew Tate de la investitori, la Anca Mihai, la următorul pe care, despre care fac material, la toți ăștia au același uh, aceeași mentalitate ca Andrew Tate. Promovăm imaginea pentru că imaginea atrage, pentru că prin imaginea noastră o să păcălim mai mulți oameni la rândul nostru și așa mai departe. Toți. Și Chifoi, ce? Chifoi nu-i făcea apologia lui Andrew Tate? I uh, Ionașcu e mai clasic. Și într-adevăr, Ionașcu, deși are niște lucruri extrem de problematice, nu incită la violență împotriva femeilor. Asta, asta n-a făcut-o. A incitat o perioadă, nu-i așa, la violență... De fapt, da, nu... nu poți să zici neapărat violență când avea take ăla, la, la, violență la adresa femeilor, că a dat take-ul o dată, nu? Cu, atunci când intri într-o cameră trebuie să fii capabil să bați toți bărbații și să faci sex cu toate femeile. Mă gândesc că poate n-a vrut să zică să le violezi, știi? Mă gândesc, poate n-a vrut să zică asta. A, ce? A incitat? Nu, stai mai, eu nu l-am auzit pe cu incitând la violență împotriva femeilor. Nu, asta nu l-am auzit. Nu poți să-l acuzi de treaba asta și l-am tot ascultat. Și da, nu e nici OnlyFans uh, enjoyer. Nu a incitat, da, nici eu nu cred. Nu l-am auzit eu și mă îndoiesc ar face Aici avem un diferențiator imens, deci nu se mănânc niciunul. Deci, știu că știu are familie, dar nu și-o afișează. Știu că după perioada petrecută în zona privativă de libertate, a optat pentru islam. Ok. Pentru că i s-a părut cea mai cu sabie dintre religii. Ok. Dar nu sunt acolo. Nu sunt la smart doi. Nu, să... cred că... o comparație între asta comparație, probabil, da, la masculinitate, da. Probabil sunt aceleași principii. Se pare că există această, nu știu, acest termen de comparație. Și da, cred în bărbatul soldat. Cred în bărbatul acolo misiune, este utilitatea. Am și emis zile trecute. Cea mai mare inutilitate bărbătească este războiul. Cea mai mare inutilitate. De ce? Pentru că utilitatea noastră este prezervarea siguranței femeii. Femeia nu naște în timp de război sau dacă au de bombe pe noi. Rezult. Femeia nu naște în timp de război. Ce? Ce face? Oprește nașterea? Ce face? Păi între 39 și 45 nu s-au născut copii? Ce vreau să însemne treaba asta? A invitat la violență împotriva deliei? Nu cred. Nu, no, nu, nu. La ură, da, dar la violență nu, că nu i-a zis nimeni. Trebuie să bateți femeile sau să le schingiți care gândesc așa. N-a zis treaba asta. Da, la desconsiderare la adresa lor, cu siguranță, da, asta a făcut. La încurajarea ideii este că sunt mai puțin femei, că nu nasc, da, și asta a făcut total de acord, dar nu știu dacă violență, nu știu dacă mai duce în zona asta de violență. Se coase ca să nu iasă copilul. Da. Dar da, mi-amintesc ce a zis de Delia. Păi, a, a, mersi frumos, Eric, dar nu e vina mea, adică ce pot să -am? am volumele aici, de fapt. Într-adevăr, unele videouri s-au, Da, sunt înregistrate diferit. Dacă viața nu merge mai departe, bărbatul este inutil. Hai, uite, mai dau și de aici puțin. Care consider că este misiunea noastră aici, a tuturor? De ce suntem aici? Scopul vieții este viața însăși. Doar că nu oricum. Succes, apropo de viață, pentru că toți căutăm lucrul ăsta în viață, succes nu înseamnă... Uh, bogăția aceea mare financiară, da? Că există astfel de oameni care nu mai au... Este țin, cum adică să dai cancel order, păi este împotriva avortului cum să dai cancel order înainte de 9 luni? Dar n-am înțeles această afirmație. Pe timp de război, femeile nu nasc. Da, nu știu. O suflet. Da, și pentru bani s-au vândut chiar diavolul. Și am o mie de exemple. Acela nu cu avere. Succes nu înseamnă nici să ai o familie numeroasă cu 10 copii să dorme în cartoane. Nu e. Sunt bogat, sufletește. Nu. Cu toate că... în iertare, părintele Chirin mi-a spus ceva și chiar acum câteva zile vorbeam cu cineva. Interesant, să ziceam. I-am spus că l-am dat cu ani în urmă, când spunea, fă copil, fă copil, fă copil și zic. Cred că este prima oară când acest om vorbește în podcast mai mult de o frază. Că, părinte, data cum să mă descurc cu copilul, când în ziua de astăzi e... Și a trecut o perioadă, iar și el. Și după aia el mă întreabă, zice, pe păi cum tu spui întrebarea asta? De ce? Pe voi, țiganii, faceți câte șapte copii. Păi da, pe și aia care fac au, pe păi zic, da, da, părinte, dar pe că nu e aceeași vorbă n avea tu grijă de ziua de mâine, că eu am grijă de păsări. Deci, ăia sunt 100% în credință. Adică, atunci când pui totul mâna lui Dumnezeu, pentru că tu știi cumva că va avea grijă de Dumnezeu de ei. Adevărat, cu o precizare, pe care cu toată smerenia, chiar la ultima întâlnire cu părintele Chiril, să-i dea Dumnezeu sănătate, i-am spus-o în față. Cu toată credința și cu toată smerenia, ascultă el. Dar. În greacă. Da așa, ăsta să. A, Chiril e preotul pe... sau ce este pe muntele Atos, să duc amândoi la el? Ăsta acolo își găsește invitați sau își face autoinvitări la podcasturi sau cum funcționează? Chirilie în Rusia? Păi n-a zis că la Muntele Atos ce ai? Muntele Atos nu e în Grecia. În original, în Biblie, cei săraci cu Duhul. Să spun că ai zis, la Muntele Atos ce aveți? Chiril să-i dea Dumnezeu sănătate, i-am spus-o în față, cu toată credința și cu toată smerenia, ascultă-i. Dar, la ultima întâlnire cu părintele, a grijă, Dumnezeu de ei. Adevărat, cu o precizare pe care cu toată smerenia, chiar la ultima întâlnire cu părintele Chiril, să-i dea Dumnezeu sănătate, i-am spus-o în față, cu toată credința și cu toată smerenia, ascultă el. Dar, în greacă, în original, în Biblie, cei săraci cu Duhul, Bă, stai de ce ziceți că ăștia să ducă amândoi la același preot din Rusia? Nu cred. Nu mai știu traducerea, nu mai știu nominația exactă. Erau, sper să nu mă înșel, o cios pneumatica, sau pneumatic, ceva adică cerșetori cu Duhul. Pneumă înseamnă, înseamnă Duh. Ce se întâmplă că cei care nu au realizat nimic, care nu fac nimic, care nu întreprind acțiune, au împrumutat aceasta și zic, Dumnezeu uh, iubește pe cei săraci, iubește pe toți egal. Greșit, greșit total. Cerșetor în Duh înseamnă cuiosul, omul care sare dintr-un loc în altul. Omul care are o dinamică perpetuă. Dacă tu nu te miști, ești mort, ești păcătos. Uh, am o calificare, am un job, bravo, așa și mor în el. Cea mai mare abilitate actuală este mișcarea dintr-un punct în altul. A cerși Duh, a fi, nu vreau să fiu rău, combinator. Dar nu în sensul peiorativ, nu în sensul tâlhăresc, în sensul a pune lucrurile în ordine în beneficiu celorlalți, te face exact cum vrea Dumnezeu, bogat. Dumnezeu te vrea bogat. Dumnezeu nu te vrea sărac. Dovada? Uite-te la cei săraci. Uite ce haldă viața. Domnule, că martir, martiriul acest, că martirii, viața monahală și martiriul de secol 2, 3, 4, da? Bizanți, de la Sfântul Mina, la Sfântul Gheorghe, toți au avut o viață pe care au ales-o așa. Când depune, să depune jurământul sărăciei în Atos, da, sau în orice monahie, păi ai o alegere. Dar tu nu ești monah. Că după a patra zi pe m-am dus la el plângând și a părut, vreau să rămân aici, eu nu vreau să mai plec. Bă. Efectiv simți că te uiți la un om care delirează, mă, ce n-am să vă mint. Mă, te uiți la un om care... Crezi că iar căruia crezi că i-ar fi mai bine pe la o pe undeva. Da, deci singura reacție este să te uiți să zici, bă, doare mintea. Îmi mor neuronii. <fie> <fie> În condițiile astea, da, ce, Dumnezeu îl urăște pe Cezar Ionașcu, care evident nu are bani să-i dea neveste și să ducă la un curs. <fie> <fie> ah, mă Corect. Și el a, luat, -a nimic. A zâmbit, m-a luat de mână. Și seara, m-a luat peste zi, m-a muncit. <fie> Așa. Și seara mi-a pus o carte în brațe. Emilianos, mare, mare, stare la Simonos Petru, citește ce Cateheze, adică explicație. Mă, e și cuvântă Capitolul 5, primul paragraf. Bărbatul are doar două stări de agregare. Căsători. Așa scria, o stă stări de agregare. Așa scria în... Știau ăștia de stări de agregare când au scris acele cărți? Tare, interesant. Ia sau monahia, ambele sunt forme de călugărie. Pentru că ambele înseamnă în varianta corectă, muncă, rugăciune, muncă, rugăciune. A închis cartea și a zis, te duci acasă, ai cinci copii de crescut. Mai băgați câte o rugăciune între două reprize de muncă, că funcționează. Stai, dar stai, dar chiar, dar omul ăsta s-a dus la muntele Atos și a zis, eu vreau să rămân aici și să-mi las să ia cinci copii să moară de foame? Sau de fapt știa că ia cinci copii nu aveau cum să moară de foame, că sursa a devenit, era încă acasă. Eu sunt sigur că să face mai mulți bani decât el, apropo. Aș băga mâna în foc. Nevastă s prin cursul ei de manifestare sau ce naiba face ea de spiritualitate și așa mai departe, face mai mulți bani ca ăsta. a lăsat. A, nu, a zis Malahia. Da, nu știu, nu. Dar cred că... Da, nu știu. Sincer, cred că o lungă perioadă de timp pe Cezar Ionașcu l-a refuzat și ah, propria labă. A, ah, să vă mint. Anyway. După care tot despre sărăcie. Că unii prelungesc liturgia sau slujba în viața personală, închipuindu-se nu știu ce. Sau spiritualitatea, sau aia hoasca, sau nu știu ce rătăcire nebună. De jos de acolo din genunchi. De jos de acolo. Pentru rugăciunile Sfinților. Pentru da, a ne spune, noi mântuiește noi. Formula prin care se încheie liturgie. Cum făcea cel vidache. H. De acolo cu un ochi te uiți, părinte. Gata? Da. Sabia, Tată. S-a terminat literatura, da, am învățat. Ok, mi s-a zis, bun, la Așa, la luch, tabere, tabere, hai, nu mai pot. Acolo m-am Sunt dispuși românii să plătească pentru a învăța totul sau vor muca? Ce? Adică, pentru că știu că tu, în septembrie 2018, pe să 5 ani, împreună cu Oxana, când ați lansat da. programul pentru bărbați. Da. Um... De unde știi asta? E, e clar, e plătit. Nu, no, e plătit. Asta e un podcast plătit în care ăsta i-a zis, bă, dacă tot vin și tot îți plătesc, vreau să discutăm despre asta de unde dracu să știe ă, ăsta zis, cum îl cheamă mă, Damian Drăghici că acum 5 ani Cezar Ionașcu a lansat un program de tabere educaționale. Ce a fost și el. <laughs> a, mă, ce dracu. A, și a făcut research înainte de podcast. <laughs> și a făcut research. -ul. Asta cu plata, o să încep cu niște dialoguri ah. de la telefon foarte deștepte, care relevă adevăr. Și la nivel de epifanie, la nivel de adevăr. Cât costă un program? Un program crește de la accesibilitate, de la entry level până la 1 la 1. Ce consider eu cel mai, cel valoros astăzi este timpul meu. Dacă noi lucrăm 1 la 1 închiși într-o cameră, da? e cel mai scump program. Dacă tu ai un bilet de intrare la ceea ce prezintă unui public larg, prețul este. O webinar sau un seminar un online? Webinar, seminar online. mai rar fac. Îmi place interacțiunea fizică în ultima vreme. Mai degrabă îmi place în tabere cu bărbați. Tabura bărbatului patru elemente, unde avem la bărbați că s-a tot luat în bășcălie. Nu există produsul ăsta încă în România în tabăra pentru bărbați, ca să zic de interacțiune, da? unde mamele își trimit copiii sau vin bărbați care sunt zdrobiți, am băgat o, o materie nouă, credința. Zicem tatăl nostru înainte și după ce ne așezăm la masă. Adică nimeni nu minte ceea ce-ți recomand. C ai zis tatăl nostru, nu ai cum să mai minți. Cum adică? Ferească-mă! da, preoții ăia care uh, zic... Citesc toate cărțile alea în slujbele pe care le susțin. Ea nu minte niciodată. Cum să mintă? Cum să mintă? Nu există preoți care, spre exemplu, să abuzeze copii. Acum, cum, ei nu mint, ei nu păcătuiesc. A existat tatăl nostru a e, gata. Ai lăsat minciuna la, la primul T. ducându-mă mai departe de acest dialog, în ședințele mari unde se face guvernanța țării. Să se zică tatăl nostru, la momentul când începe ședința, la guvern, la parlament, nu poți să minți sub tatăl nostru. Și dacă ai mințit, haș, că te simt. Să fie așa o sabie imaginară, ca să nu fac apologie infracțiunii. Ai mințit? Băi, e... Băi, 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 ce înseamnă asta? Dar practic, ce înseamnă treaba asta? Ce înseamnă să existe o sabie imaginară care hași? Practic! Gen aici, unde trăim noi. Unde, nu știu, decidem taxe, impozite... Uh, Distribuirea bugetului Ce înseamnă practic treaba asta A nu înseamnă nimic A ok Păi și de ce zici E delul rău Direct Fără judecată, Fără nimic N-ai voie să minți sub tatăl nostru Aș face obligatorie asta Revenim Fiți atenți ce fericit e Cu ce a zis Uitați-vă Uitați-vă uitați ce zâmbetare Ca și cum a descoperit uh, mă, miezul din Fanta Vă rog Ia uita Fără judecată, Fără nimic N-ai voie să minți sub tatăl nostru Aș face obligatorie asta Mă zi, uite, e zâmbitor așa, de tot, mamă ce am. Păi, zici că este Einstein care a descoperit teoria relativității, zici că este Arhimede care a descoperit uh, că volumul uh, dislocuit de apă este egal cu masa... Uh, nu, deci masa... Stai așa, masa... Da, masa, masa de lichid dislocuit este egală cu volumul um, obiectului aruncat în lichid ori densitatea lichidului. Hai bă, că am zis. Și a zis Evrica. A ce dracu. Bă, dacă mai ții minte asta, dă-mă dracu că nu s-a așa prost. Zici că a descoperit asta, vă jur. Momentul meu, efectiv a fost momentul meu, da. Evrica nu vine de acolo? Dar de la ce vine? Dar de unde vine, mă, de unde vine Evrica? Cum nu vine de la aia? E nu, aia a fost aia a fost, uh, Newton, nu, cu gravitația, dar nu aia. De unde vine, mă, Evrica, ce -i? stai că, Iurac, asta, da. E, na, Evrica în traducerea noastră, nu? Arhime de băi. de băi, Tibi, bă, gen, bă, Tibi, eu te înțeleg că tu nu știi. Tu nu știi fizică, nu știi istoria fizicii și așa mai departe. Trolez pe dracu. Pune dracu mâna pe o carte. Citește și tu puțină fizică, istorie și cultivă-te. Vie aici să dezinformezi mă testa Tibi, aici doar eu testez. Testează el. Revenind. În tabăra respectiv avem regimul armelor și munițiilor. Hai că am fost tare, chat. Regimul armelor și muniților. stați, ok, hai. Băieții Let's go. să bage gulanțele în încărcător și să armeze, să ochească. Și ce dracu fac cu asta? Nu, dar cum? Stai, stai. Stați puțin, chat. Stați puțin. Că pentru lucrurile astea trebuie să niște avize foarte serioase. Bă, Cezar, nu cred că ar trebui să zici treaba asta. Bă, Da, sunt puțin, puțin peste, peste domnul Presură, da. Bă, stați puțin că asta este uh, o afirmație cu care se poate autoacusa. Cum adică? Ce îi permite dânsului să organizeze trageri? Cu gloanțe. Măi, sincer, acum nu poți să faci. Ce airsoft? Nu e airsoft, că au zis de arme, de muniție reală. Când Arhimedes a urcat într-o cadă cu apă și a văzut că a dislocuit un volum mare de apă egal cu volumul corpului său, a luat 2 de 4 la fizică. <gângătă> Am luat 2 de 4 la fizică, ok. Așa. Cum să le organizezi? Păi trebuie să niște avize foarte puternic dezvoltate. Cine are el să dea arme pe mâinile unor turbați? Unor oameni răpuși, cum a spus el, atenție. Prim ajutor. Și prim oameni calificați din Mea și Mea PNE. cadre active. Vin oameni. De... Bă, stai, bă, bă, ce zărește. Ta-ți din gură. Bă, sincer acum, în Mea și în Mea pene sunt oameni care n-au tras în viața lor cu un pistol. Hai, poate, nu în viața lor, dar în ultimii doi ani. Sunt oameni care în poliția română trag odată la 2 ani cu pistolul. Efectiv, ați văzut uh, acel material de la Recorder în care veniseră poliții și spunea domnule, ce de antrenament, noi nu tragem. Cum să scote eu pistolul din teacă când eu n-am tras cu el de un an de zile? Vin oameni din mea aici și mea pene să tragă cu Cezar vă rog eu frumos. Da, armata face pac-pac din gură și tu crezi ce face Cezar exact. Sau, vin prieteni buni, foste pe piști, voi, ca să... Ce înseamnă securitate perimetrală? <fums> În mea pene un ofițer trăgea 15 cartușe pe an. <fums> lux, lux, te rog eu frumos. Sincer, erau polițiști care, au, care trăgeau o dată pe an. unii oameni din instituții sunt uh, cu adevărat instruiți, dar sunt sigur că cei oameni din instituții care sunt instruiți vin și predau în taberele lui Cezar Ionașcu. A, ah, mă, ce dracu. Uh. Veni ah. Marius prieten bun și a ținut o zi întreagă atelierul de pugilism, de box. Da? Avem autoapărare, cu apărări de cuțit, cum știu ce. Nu, Avem seriile toate... Pe... Am intrat în dramă ca lumea cu asta cu paraschiv. Mersi frumos, Eduard, pentru Jean Profesionist. Apreciez, mă înclin, omule. Mersi. Trecem în discuții. Serile ne le petrecem în ateliere scurte și foarte concise de două ore pe ceas în care producem bani. Toată tabăra e fără... Păi stai puțin, stai, 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 stai puțin, stai. Păi și de ce te mai plătesc? Că nu înțeleg. Dacă oricum vă duceți acolo să produceți bani împreună, ăia de ce te mai plătesc? De ce nu te plătesc cu ce produceți serile? dacă nu produce suficient în loc de sesiuni de 2 ore, faceți sesiuni de 4 ore. Nu? Și produceți bani ca să plătiți tabăra. De ce le mai ceri bani? N-are sens, nu? Nici Cezar Ionașcu nu crede asta. Fără telefon, fără alcool, fără masturbare, fără țigări. Exact ce -a C Cum fără masturbare? Stai puțin, dar îi verifici? Îi miroși jos? Nu, nu, nu. Cum faci? Sincer.

Le leagă cucu <laughs> Vă rog frumos Ah, uh, Își dau seama a doua zi Dacă performează sau nu la tascuri. Ok, ok, da Au timp, da Trebuie să trăiască bărbatul stoicism Și s-a luat la mișto acest concept Dar nu face nimeni în România Avem circuit militar De 10 km alergare pe munte Ave Circuit militar de 10 km alergare pe munte și el face tabăra la deal. <laughs> Apropo, circuit militar de 10 km alergare pe munte, ok. Cezar Ionașcu, tabără. Ok. Ia zi frățioare, unde faci tu tab, unde faci tu această Stați puțin. Ne zice și unde a fost? Ia, circuitul de 10 km la munte. Ok. Hai că sunt curios. Sunt curios unde a fost făcută această tabără. Nu zice aici. Stați, poate găsim. Cezar, Ionașcu, că mi se pare că a fost la deal. Ionașcu, poate că greșesc, dar nu cred. Tabără. 2023, nu? 2022, cred că la sfârșit de 2022. Bărbatul ce nou, așa. Nu mai e, nu mai e disponibil, ok. Cred că mi-a dat bloc. Tu bărbat. Nu, asta ce dracu. Bă, mai ține minte cineva unde a fost? Da, ne-am uitat, știu, știu povestea. Ok, bărbatul ce nou. Lasă-mă mă în pace. Unde? Stați, bă, dar unde? Unde a fost? Asta, asta vreau să aflu. Unde a fost această tabără? Femeie protejată, pa, pa, pa. Îmi pare rău, dar asta nu e munte. Aici e ideal maxim. Podiș, hai să zicem podiș de asta nu e munte. Asta nu e munte, chat. Asta așa nu e munte, aici nu e la munte niciodată, îmi pare rău să vă zic. Așa arată muntele? Unde? E munții măcinului? Asta e deal, ce aveți? Am văzut, băi, munți, cum să nu văd? Eu am munții măcinului în spatele curții. Asta e eventual, dar nu știu, nu pare a fi munte, nu pare a fi ceva de... Tu nu vezi că nu e nimic, nu e niciun vârf ca la Sinaia, spre exemplu. Niciun vârf muntos. Dar n-a zis unde e. În tot ăsta nu cred că a zis, nu? ăsta e munte? Ce aveți pe ăsta ideal, maxim podiș? Uitați-vă și voi cum e ăsta munte. Așa arată muntele mai nou? Ce aveți? E munte fără vârf și fără vreo mie de metri înălțime. <laughs> da. Deci, vă rog frumos, uitați aici, am venit aici să facem uh, circuit militar de 10 km uh, munte. Uh, păi și unde e muntele? Domnule, vă imaginați că e munte. <laughs> da, bă, da, da, să numesc munții măcinului, dar totuși sunt mai înalți decât cei aici. <laughs> Adică cu tot respectul N-am să te min. Dacă te duci în munții măcinului Uite-te aici au pe ăsta cum arată Aici poți să faci un circuit militar Apropo, ăștia sunt cei mai vechi munți din Europa Din câte îmi amintesc eu Asta este aici Este chiar în apropierea comunei greci uh, Dar ăștia totuși mai au niște din astea Niște roci niște... Bă, frumos Adică n-am să vă Hmm? Dar nu știi că am urcat împreună când am făcut pozele de la nuntă, Loredana? Am urcat odată și cu Madelina, cu George și cu... Nu mai țin minte cum o chema. O, sau cum se numește la din spate, de la Greci. Mm, mm. Am găsit o poze de la circuitul militar. Stați că nu sunt sigur ce mi-a trimis asta. Ce turbate. Uite aici, asta ăsta e circuitul militar al lui Cezar Ionașcu. <laughs> nu mai fac nici ăștia munții ca pe da? Ce-i bătaia asta de joc? Ah, uleu. Și cei mai mici altitudine, da. Bine, teoretic, nu? Sunt considerați dealuri acum, din cauza înălțimii pe care o au, dar poartă încă denumirea de munții măcinului. Denumirea de, de munți, mă scuzați. Bun, hai să revenim la tabăra de la munte făcută pe deal. Avem ce de obstacole. Avem înviorare în fiecare dimineață. Deci am încercat cumva să comprim curba învățării. Da, dar nu știu. Asta e chestia, Ceme, că această tabără a fost în 2022, dacă nu mă înșel. Și... Na, poate că a fost în altă parte. Știi, poate prima a fost la domeniile Panciu, cum spui tu, care, ce să vezi, sunt la deal. Că nu se face vița de vie pe munte. Cum e aia de la deal. Uh, anyway. Na. A exagerat și el. Ce sunt o mie de metri în plus sau minus? În tabăra patru elemente. Apa, aer, pământ, foc. Ce, da? în ziua de apă, cu zohal de mână intrăm toți în gheață. În ziua de foc mergem pe foc, pe în cinci. Și nu ca magie, ci ca nouă credință. Ăsta e nouul legământ. Asta e expresia. S scuze, dar dacă îi spui unui om că noua credință presupune mersul pe cărbuni, asta nu este luatul domnului în deșert, cum ar veni? Nu e ca și... Da, această chestie, luatul domnului în deșert. Uh, nu e ca și cum îți faci idoli în chip cioplit, ca și cum reinventezi tu credința, zici tu ce, prin ce trebuie să treacă omul ca să simtă credința. Ortodoxia nu are dogmele ei care trebuie să respectate pentru a fi considerat creștin ortodox? Zic așa, adică nu are sens. Zici, păi uite, acum ca să simțim credința trecem prin uh, cărbuni. Da, n-a zis Isus asta. Nu, n-a zis, vă zic eu. Păi, anyway, ce știu eu despre credință? Se alegi celei noi. Asta, e, asta este. Nu împotriva autorității, de parte de mine gândul. N-am cum să mă pun cu unul mai mare ca mine. Niciodată nu o să vreau. Dar cu bună intenție de a genera un univers nou în care oamenii să vină. Și vin slavă lui Dumnezeu pentru că e nevoie de acest lucru. Coagulare. Și nu... A, fiți atenți, mă scuzați spus că... Pun... Fiți atenți, aici diferență. Nu știu cine este doamna asta nu știu cine este această doamnă, dar uitați-vă, vă rog eu frumos, diferență pe acest canal în decurs de o săptămână sau două săptămâni, două săptămâni. 413.000 de vizualizări și nașc cu 16.000. Suntem o mână de oameni care ne uităm la asta și mai, noi râdem de inepțiile pe care le scoate și mai sunt o mână de oameni și mai puțin care Cred ceea ce zici ăsta, sunt niște exemplare de oameni triști ace, acele personaje, n-am să vă mint, asta e opinia mea. Uh, dacă pici la vrăjeala acestui individ, este foarte probabil că sistemul te-a dezamăgit crunt, ți-a dat mare fail, uh, dar da, la nivel macro, nu o să uite nici dracu în gura ăsta, vreți să vă mint? Știi de zona aceea dintre Tulce și Constanța unde dacă te oprești cu mașina și o lași pe liber în loc să o mașina la value, ea la deal singur? Da, am auzit ceva, dar nu știu exact. Nu știu exact care-i care locul, habar n-am. Nu știu, știu că e ceva spectaculos, dar nu știu de ce nu am, am, mai auzit de treaba asta, nu știu explicația, nu știu exact unde este. Ceea ce știu din zona Tulcii este că între Smârdan, comuna mea și Măcin, sunt, cei mai mulți, sunt cele mai multe curbe, curbe am zis, pe kilometru di, uh, pe un drum european din uh, Europa. Face revoluție și mă stă. Iluzie optică? Ok. Prostii ordinari. Nu da, știu nou cum lider. Da, educația trebuie să producă lideri sau oameni care se conducă. Nou lider. Nu vine prin politică, că n-are cum. Acolo e Meclem. Acolo e Mangleală, Cardeală, Harneală. Deci acolo e alt... Nu, prin politică. Nu, nou lider e doar... De ce avem sub only chat? Ca să nu vină oricine să comenteze. Const Constantin, ți-am răspuns deja la întrebare, omule. Ai dat de trei ori același comentariu, omule. Nu mai spama, că ți e doar spiritual. Punct. Deci cât a costat la tine un program dacă vine, dacă vine oamenii live sau dacă fac cu tine one-on-one? -on -one? Există un pachet de șase ședințe care înseamnă baza sau baza înțelegerii masculinității uh, care se petrece online sau offline în funcție de, de cereri uh, pe care ei îl găsesc pe cezarionascu.com cezarionascu.com este platforma unde ei găsesc uh, totul. Prețurile Ia are și site-ul aici? Nu, nu i-a pus site-ul totuși. Interesant că nu i-a pus site-ul. Ok. Sunt, de ce nu știu eu pe și nu știu să răspund cu cifre la întrebare? Pentru că am o echipă, apropo de rentabilizare, îmi pare rău, dar n-ai cum să zici că e greșeală când ai același mesaj de trei ori. N nu e greșeală. Cum greșeală? Am, am dat același mesaj, copy-paste, copy-paste, de trei ori. Din greșeală. Care în funcție de perioadă și de încărcare, da? Pune prețul. Pune prețul. Repet, principiul prețurilor, lucrului, cu cu sau cu tot ce înseamnă produs, e, variază în funcție de perioadă nu, nu știu ce fel de rost. Am delegat acest lucru și cred că am făcut un, 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 nu știu, un lucru înțelept. În România sunt doar săraci? Săraci o duc prost și săraci care o duc bine. S-a ce da, ce da, 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 schimbat da. ceva între timp? Nu, nu, nu. Ei, ia fi atent, până când remediezi tu această greșeală, <laughs> ia tu aici un time out cinstit. <laughs> până noi doi suntem doi săraci care duc un mai bine decât media și mai sunt săraci care o duc prost și foarte prost, din păcate. Suntem doar săraci în România, eu nu știu oameni bogați săraci. Știu că într-un studiu făcut de un tip care știi și tu a câștigat premiul Nobel acum câțiva ani de zile, spune uh -huh. spunea el că The, the Bucket, să numea, știu în 2015 a câștigat premiul Nobel, undeva dacă ai la... Pentru din vest, bineînțeles, se aplică, dar ușor, ușor și la noi. Dacă ai undeva la 120.000 de, de euro sau doar pe an, nu face difer nicio diferență în nivelul de fericire. Dacă ai 10.000, 120.000. Tu de dracul întrebi tu pe Cezar Ionaș cu de 120.000 de euro sau lire pe an. Tu de cum să-l întrebi așa ceva pe ăsta Păi, stați puțin. Acum, sincer, crede cineva că Cezar cu câștigă mai mult de 30.000 pe an? Cum să-l ce să, cum să -l întrebă Cezar Ionașchiul despre... Ia stați mă puțin, stați că sunt curios. Ia, fă ceva... Acum. Fă ceva acum, stați să vedem. Termeni și condiții. Eh? Corect, de ce să ne arate? Bă, dar nu era cumva obligatoriu din punct de vedere legal să spui firma pe site? Mai nou? Eu cred că, eu cred că câștigă peste 50.000. de mii câte înșeli. Graf. Oh, există firma, fă ceva acum. Cezar Ionașcu Ionașcu ser... Nu, e el, sigur, nu e el Cum n-ai să numi firma lui Cezar Ionașcu Prin care încasează? Dacă are firmă prin care încasează Tabăra patru elemente te invităm alături de noi în tabăra 4 elemente pentru a cunoaște și a aplica în viața ta cele 4 legi universale. Cine să știa tot ei? Tot ei corect, cine altcineva. Locurile sunt limitate. Ia, vreau să particip. 10.000 de lei TVA inclus. Costul taberei este de 4400 de lei, 1000 de lei în avans și restul îi plătești la locație. A, și să zic că nu știu, n-au mai venit. Au plătit uh, 70 de inși, bine, nu se duc 70 de inși aici niciodată. Vreau să particip. Trainerul tău de capacitate individuală, mentor, autor, cofondator, alături de soția mea, Oxana. A cele mai relevante platforme de educație din România. A decis el, vă rog e frumos. S Pentru femei și bărbați, predestinarea. Bărbat, soț fericit. Dacă simți nevoia să zici și de fiecare dată soț fericit, e clar că nu ești. Și tată a cinci copii minunați. Te voi învăța cum să îți creezi un sistem de abilități mentale, fizice și emoționale. Cu ajutorul căruia să construiești un scut antifragil. Aoleu. Oare vine și antifragilitate și predă acolo? Vine și băiatul ăla de la Brașov? Dar unde? Unde se întâmplă asta? La munte, vă rog eu frumos, uitați aici muntele. Cum arată muntele pentru cine nu știe. Aici cred că se fac, pe acest munte cred că se fac. Uh, pare, sincer pare, de domeniile Odobești uitați aici, vița de vie. Pare aici, regim militar, uh, antrenament în regim militar, 10 km pe munte. Dar pe cine plătim asta, scurios? Și sexul. Vrea și sexul meu. Este stați așa, stați să vedem. Uh, Viorel Selimeș. Selimeș. Adresa de e-mail. O pumpa. Oh, nu, nu pun asta. Stai, 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 stai După aia îmi trimite asta. Ce dracu ce? Nu, no, cum mă chema, mă? Cum mă chema la investitorii? Iulian? Iulian și mai cum mi-am zis. Mai țineți minte? Aveam un cont din asta. Iulian? Ia, Gmail. Iulian. pe aici? Iulian Pintea sau cum dracu mi-am spus? Nu mai țin minte. Trebuia să-l pun pe ăla, da, da. Anyway, nu, n-am, n-am e-mail să-mi pun pe aici, să-mi primez, să primez după aia spam. Eram curios ce firmă plătești ca să aflu apoi uh, să ne uităm puțin pe conturile lor. Deși, da, probabil că nu declară toți banii și e greu de. Dar nu, eu nu cred că acest individ câștigă mai mult de 30.000 de mii pe an. De ce 5 copii? Dacă pare, dacă n-a făcut, n-a vrut să facă malachie? Această, studiu, da, această cifră a verilor uh, pentru ultimii da, 50 de ani a început să fie studiată de la Yale University, Facultatea de Matematici ca și prelungirea ceea ce a început John Kensey și școala economică de la Chicago prin anii 60 60, în rând cu laboratoarele pe care le-au făcut Ecuador, Chile, Argentina, Panama, unde au făcut măcel, să vadă dacă rețeta americană funcționează, dar văd că nimeni nu mai aduce aminte. Școala economică de la Chicago a făcut mari daune, imense, imense. Țin minte titlul pe care l-am citit despre Ecuador, de exemplu, cu aducerea democrației într-o țară care nu avea, cu familii executate și capetele puse pe masă. Orori. Vorbesc de mijlocul anului 70. Asta au făcut. A citit titluri, atenție. Asta e firma de pe site-ul cu tabăra. Ok, hai. Cum se numește, stați puțin. Ma Matrice Opera SRL. Stați puțin. Matrice Opera SRL. Sau put, nici nu știu pe ce cont sunt e... Nu există user înregistrat cu această Deci cu care sunt, mă zim tu cu care sunt Că mă loghez, dacă îmi zici cu care sunt Mă loghez la tine A, uite ca acum a mers Ok, hai Matrice Opera SRL, hai și nu mi-arăți și câți bani are, sau? A, este firmă nouă, chat. E firmă nouă. Este firmă nouă. Din uh, 12 a 24 Păi ce, păi ce firma a încasat acest individ în trecut? Ia, stați puțin, stați puțin. Uh, raport detailat. Detaliat, mă scuze. Stați mai puțin, că trebuie să facem ce dracu trebuie să facem. Avant. Cred că trebuie să iau raportic cu... pe FPV. A, ah, ok. Stați nu știu dacă e alin pe aici, numai mai puțin dacă poate să ne obțină alin ceva. Alin. Poate poate răspunde el și ne obține el un raport. Că n-am de gând să mai dau 150 de lei pe lună ca să obțin niște rapoarte. Faza e în felul următor, că odată ce ai o firmă de genul ăsta, dacă e pe numele tău, la rapoartele de la RISCO, poți să vezi și ce alte firme a avut persoana respectivă în trecut. A, uite că e. Găsește și mie, te rog, toate firmele persoanei din spatele acestei firme nou-înființate, acestei firme nou-înființate, dacă e dativul, nu? Uh, nu, încă nu s-a făcut gluma cu găina. Îmi pare rău, Cristina. Da, 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 ok. Și de pe Cezar Ionașcu este ACSRL, Ia. Caută firmă. 4, 2, 9, 2, 5, 1, 9, 5, 1. Am pus bine? 4, 2, 2, 9, 5, 1, 9. Hai. Matrice masculină. Bă, ăsta are ceva cu metric, să vă rog eu frumos. Bun, dar nu că asta e tot din asta e tot din ianuarie. A deschis două firme în aceea zi. Bă, ăsta a deschis două firme doar în scopul de a încasa din taberele astea, vă rog eu frumos. Nu? Ce e asta? Cifre de afaceri. E aceeași firme Stai să mă puțin, cum adică? Se zvonește că perioada grea de-abia acum începe. Alexandra, merci frumos de sub. Au redeschis-o. Au avut-o închisă și apoi au redeschis-o. Ia omule drag, uite, fii atent, în 2020, cred că au redeschis-o, nu? Păi nu, dar aici se zice că funcțione 12-a 2024. Pe 2000, cred că au avut-o înghețată. Au avut-o înghețată pe 2021-2022, că de aceea nu apar nici cifrele, vedeți? Ia omule drag care spunei că da oameni buni, dar în două au reactivat-o, asta s-a întâmplat, au reactivat-o acum două zile. Măi, nu vedeți că nu are cifrele pe 2021 și 2022, a fost înghețată. Da, ok, a fost deschis în 2020 când am casat suma asta, apoi au înghețat-o, ce aveți? Nu că nu fi factura, poți să îngheți firma, poți să declari zero income pe un an. Anyway, lăsând asta la o parte. Uh, care era aici, mă, care spunea că face ăsta 30, uh, nu, cât a zis, 50 de mii. Uite aici, 50 de mii de lei. 50 de mii de lei. Asta e în lei, atenție. 50 de mii de lei. Înseamnă cât? 10 mii. Deci eu când am zis 30 de mii de euro, eu când am zis 30.000 de euro, eu am fost optimist. Deci dacă el a încasat doar pe firma asta, abia a încasat 10.000 de euro într-un an, vă rog eu frumos. Omul care produce pentru familia lui a încasat pe o firmă, nu e profitul, alea sunt încasările. A încasat pe o firmă mai puțin decât face un angajat la McDonald's într-un an. În UK, nu știu în România, dar într-un an în UK face mai mult un angajat la McDonald's. Păi nu, că nu o să vezi, nu o să vezi, sumele, nu o să vezi sumele alea. Dacă le încasează în 2023, abia prin iunie 2024 trebuie să declare. Sigur și a cash și nu declară. Ok, bun, dar cât cash poate să ia? tot n-ajunge la 50 de mii cât a zis cineva. Nu știu dacă tu ai spus 50 de mii. Hai să fim serioși. Bă, dar asta e chestia că... Nu vreau acum să par eu ceva, dar... Bă, îi citești pe oameni. Citești cam cât câștigă oamenii, sincer, de la un punct încolo. Tu ai spus... Uneori, pe oameni se vede cât încasează. Îți poți da seama așa, îți dai seama după dacă falsează, îți dai seama dacă chiar sunt obișnuiți cu bani mulți. Chiar poți să dai seama, sincer. Cum era Da, bine, nu știu dacă a făcut schema aia mereu, dar chiar și așa, ok, punem de 4 ori. A făcut 40.000, eu nu cred că a făcut el 40.000 într-un an, iertați-mă, 40.000 de euro. Cât e euro, apropo? Cât mai e euro zilele astea? Eu nu merge prea mult cu schema asta, adică cât s-o Leu tu euro, ia. Yeah. Ah, nu, euro. A, e 5. E 5 lei un euro. 4,9, ok. Nu cred că a făcut această schemă o lungă perioadă de timp. N-am mai văzut asta acum, că până acum nu spunea. Sau tot așa s-a plătit și la cealaltă tabără. Um. mă gândesc că or fi, o fi, fi avut și alte firme, știi? se poate trimite, poate ne trimite alin. În care ai trimis cripto și portofelul. Păi nu știu care e nevastă aveți firma nevestesi? Vezi pe Discord. Unde? A, ah, mai mi-ai trimis aici. Dați așa că nu vreau să vedeți voi ce de fac eu aici. Păi da, da, mai are și alte firme, asta era important, dacă poți să-mi găsești și celelalte firme. A, ah, tu ești? Tu ești CM? Bă, să trească. Deci, ce bă, dar ce face bă, băiatul ăsta? Nu mai intră pe live. Ok, am înțeles, două fete, are gemene, nevastă, să trebuie să aibă grijă de toate lucrurile prin casă, să nu-și oblige nevasta săraca să muncească zilele astea, dar pe live nu mai intră? Dar el era aici. Mersi frumos. Oh, 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 oh. Păi ce fel de bărbat și tu, măi? Oh, stați puțin, chat. Stați puțin. Măi, ce fel de bărbat ești tu, vă rog, e frumos. Deci, bă, o să ziceți că am știut, dar evident n-am știut. Eu când v-am spus că nevastă să face mai mulți bani decât el, eu când vă spun că aceste lucruri se simt Uitați deci, aparăski bro. Uitați-vă da, la aparăski bro. Îl da, 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 da. da, da, salutăm. Super. Îl salutăm și pe aparăski. Ne salutăm domnul Parăski. Pentru treaba bună pe care uh, o face. Cosmin Răzvan, mersi frumos. Uh, Poți să îmi găsești și celelalte firme, te rog? Bun. Deci. Ho, 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 ho! Mamă! Ok, gata, nu mai stai liniști, o așa. Stai liniștit, nu mai, nu mai, lasă, lasă, nu mai căuta, nu, 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 nu. Bă, 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 Deci, mi-a zis cineva odată că cel mai mare semn al evaziunii fiscale este o matrice de multe firme interconectate. <găt> Puteți să vedeți și aici, această firmă este cumva interconectată cu această firmă, nu? Că de aceea există, uitați, deci, ce... Ana, mamă, să mă ferească, ce e aici, frățioare? Nu mai, nu mai căuta, las așa. Oh, leu! Matrice, matrice nouă. Bă, are ceva cu matrice, vă rog eu frumos. Asta cred că a fost uh, la orele de matematică de fostul profesor al dânsului cu matricile. Îl scotea la tablă mereu să uh, îi spună ceva de matrici. Profit net. 2841 de lei într-un an. Vă rog eu frumos. Ultimul sărac. Du-te bă omul. Ăsta, ăsta chiar puteți să-i spuneți. Mergi dracul la muncă. Mergi dracul la muncă, bă, tata, bă. Liuba Trofanic Style SRL. Cotă 5%. Cifră de afaceri 75.000 de lei. Profit 30.000 de lei. Sincer, n-am să vă mint. Mamă câte firme vă. Deci, na, deci obosești, n-ai cum să verifici atâtea firme. Aici îți trebuie o echipă de acționari participanți în alte companii. Viva Aromagia, Dauxana Miramea, Matricea Feminină, Matrice Keylab. Matrice Global Media SRL, Matricea 9, Matrice, matrice Maraton, Matrice Advisory, Matrice Imagine, Matrice... Doi matrice, doi matrice. Matrice masculină, Matrice Style, Liuba Trofaniuc Stil, Stilesco, Stilesco, <laughs> Stilesco, ok. Matrice masculină, bă, dar are două... Să vedem care e diferența între aceste două, sau e aceeași? Ai aceeași, mă scuzați. A, și le repetă sau cum? Da, cred că le repetă. Când... Oh, anyway. Muncește omul la câte firme a făcut, da. Da, 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 da. Nu, da, sincer, o, un mare semn de, un mare red flag atunci când vine vorba de evaziune fiscală, de lucruri din astea ne la locul lor, este fix asta. O astfel de matrice de firme. Uh, Într-adevăr, în trecut, existau foarte mulți oameni care își deschideau mai multe firme ca să treacă veniturile pe mai multe dintre acestea în scopul de a evita plata de TVA. Nu zicea el tot în clipul cu banca ca să faci 100 de SRL-uri? Dar nu cred că mai funcționează treaba aia acum. Nu cred că mai funcționează. Ah. Uh, bă, Iustin Bă, serios, dar nu pot să mai folosesc un cuvânt Mi-a trimis Iustin Definiția la un alt cuvânt Care are și un sens uh, Homofob Pe lângă sensul Pe care îl foloseam eu Nu pot să mai zici nimic Efectiv Bine, mă, nu o să-l mai folosesc Mersi frumos uh, Incredibil Incredibil nu cred că poți să fii acționar. Ba, da, poți să fii. Cum să nu pot să fii? O să fii acționar majoritar la câte firme vrei tu, ce legătură are. Bun, hai că vă fi ajuns. Liuba e soacră sa? Deci așa denumit și-a denumit firma după soacresa. <laughs> uh, nu mai contează un alt cuvânt care are și un înțeles din ăsta homofob. Ceea ce e. Na, evident, n-aș folosi acel cuvânt în sensul ăla homofob niciodată. Sau unic acționar ceva era în lege posibil să greșesc. Nu știu dacă... Nu cred că poți să oprești pe cineva. Dacă zici gluma cu găina, plec? Păi de ce n-am zis-o de la început, Tibi, ca să fi plecat de atunci? Pleacă nevastă sau la mama, da, la maică sa dacă, dacă mai zic gluma cu găina. Ah. Deci pe la Paris Ce faci în Portugalia? Bine băi chat Lăsați gluma cu găina pentru săptămâna viitoare, da? Săptămâna viitoare e ok? Zicem Vorba e de administrator, nu de acționar A, ah, ok, ok Deci facem gluma cu găina sau nu facem? Uite mă, lumea vrea gluma cu găina Administratorul e un angajat? Nu, e. Nu, chiar. e partea firmei. Chiar există în SRL rolul de administrator. Toți vor gluma cu găina Loredana E Dă-i la Toată uite, ce lumea zice dă ce cu ce hai ce okay, hai vă ce la ce la ce la ce serios, acum. Bă, serios vă întreb. Știe cineva? cum face o găină în portugheză? Da, știm! Stim cum face o găină în portugheză. Cum face găina în portugheză? Vină vino aici și zi. Bă, nu, serios, știți cum face găina în portugheză? Deci găina aia din Portugalia, când zice ea, cum zice găina din România, cum zice? Cut, cut, a oprit și camera S-a oprit camera, chat Cred că -a, -a, -a... a obosit Bă, dar lasă-mă, bă, frate, dacă nici portughezul nu este regu... O, nu știu, o să o sun pe Patricia Chiar cum ar fi să o sun pe Patricia și să o întreb Bă, Patricia, cum face găi... Bă, hai să sunăm într-o seară dar nu știu dacă îmi răspunde, mi se pare că e plecat, era prin Maroc. Serios, hai că odată o sun pe Patricia. Bă, stați așa, voiam să vă zic povestea, stați. Nu, stați, nu plecați. Să vă zic cu... Ce-a făcut Tottenham, apropo? A câștigat sau egal? Da, asta, am uitat să zic ce-a pățit managerul. da. 2-2, ok, ce uh, Bun, am uitat să vă zic ce-a pățit manager -a. fosta manager din Londra, uh, sub care am muncit o perioadă de vreo 3 luni. S-a dus chat la un meci Tottenham Newcastle, la Newcastle la acasă, ia stând în sau, nu mai ți minte. Nu, 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 nu. Era Tottenham Newcastle la Tottenham acasă că ia stătea pe scaunul ei. Da, pe scaunul ei pentru care avea Bilet din ăla de sezon. Season ticket holder. Și la un anumit moment dat toată lumea fericită, nu mai ți minte ba dar nu mai țin stai că nu mai țin minte. Nu, 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 o greșesc, greșesc. Era la niu casa la casă, dar aveau locuri rezervate în fund. Nu mai, anyway, ceva de gen. Și uh, un tip a dat a dat uh, a dat tot în gol, un tip beat a sărit chat după vreo trei rânduri din spate, a sărit peste lume în uh, lumea care stătea pe scaunele de sub el în fața lui. Și cum s-a cum a sărit, au venit mai mulți bam 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 bam, că n-a a sărit turbatul ăla, i am împins pe ea într-un fel sau altul și a rupt ăste i-a rupt coloana. -a rupt coloana. A nenorocit-o. Uh, a avut noroc că na, a fost recuperabilă acea uh, accidentare. A stat în pat, a stat la pat, n-a putut să meargă o perioadă lungă de timp. Uh, și el n-a pățit nimic. Și faza e că ea i-a dat în judecată pe stewardii pe compania de stewarding de la meciul respectiv, pentru că ăla fusese beat, făcea scandal, era așa, veniseră stewardii la el, dar nu l-au scos din stadion. Dar nu, ăla n-a nimic. N-a pățit nimic. Firma de stewarding a trebuit să-i plătească ei Uh, na, cheltuielile medicale Și cu ăla a continuat să se vadă în, uh, La meciurile lui Tottenham Pentru că aveau scaune apropiate Ea fiind în continuare Season ticket holder La fel ca și ăla Te duci de la un meci Și te nenorocești pe viață Din cauza unui om Care a consumat prea mult alcool Vă rog eu frumos Nu, n-a rămas paralizat, nu sunt amici deja, nu, nu sunt. Dar a rămas așa mască când mi-a povestit. Nu, 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 din Londra. Ai cunoscut-o. Nu mai ții minte? Nu mai ții minte. Bă, bă nu zic sincer, voi aveți persoane în viața voastră cu care mergeți în locuri, cunoașteți persoane împreună sau le prezentați persoane și după câteva luni ele se întreabă, dar cine e persoana aia? Sincer acum că adică, uitați, eu spre exemplu uit nume, într-adevăr, eu chiar uit nume, că na, am și o vârstă. Bă, dar nu e niciodată că am cunoscut o persoană. Da, aveți? Păi și cum vă descurcați cu persoanele astea în viața voastră? Nu, nu, doar ție, Justinian. Cum vă descurcați cu oamenii ăștia în viața voastră? Păi asta că nu știu și întreb ce să aflu. A, să vă mai zic, apropo, azi dimineață chat, 8 dimineața. Bă, 8. 8 dimineața. Ce faci la 8 dimineața după ce te-ai culcat la ora 1.30-2? Prei și tu să. Duminica. Prei și tu să dormi. Nu? Te-am ne. Eu te-am nenorocit. Eu. Eu pe tine. Bun. 8 dimineața chat. Au... Dormeam. Aud. Vreau să mănânc banofi pai. M-am uitat la ea În gândul meu a fost Mă când în banofiu paiul tău Dar n-am spus-o atunci Am zis bă stai la... A... A... Și am zis, bă la... Poate dacă nu o bag în seamă Să culcă la loc Nu, no, nu o să culcă la loc M-a luat cu da ce tu vrei să mai dormi? Eu 8 dimineața, duminică Vreau să mai dorm. Era 8. În altă țară era 8. Așa, și după aia până la urmă trebuie să mă duc la un anumit moment dat astăzi să încerc să achiziționez Banofipai. Dar nu am găsit. Deci, aveți grijă. Da, o să învăț chiar acum. După ce editez material pentru TikTok, o să mă pun să învăț. Eu la 8 m-am dus după soacra mea la aeroport. E, eh, sincer, după ultima mea experiență cu soacra mea la mine acasă, preferam asta. Deci soacra mea la mine acasă cât a fost o săptămână a fost zeu, sincer, a venit, a stat, mi-a mi gătit, a făcut cura prin casă, a spălat vase, când mă trezeam mă întreba, vai dălin, ce bine că te-ai trezit, vrei să mănânci ceva? Eu n-am văzut așa ceva de la nevastă mea în viața mea. <laughs> Bă, sincer, sincer, a, vrei o cafea? Mă întreba soacră mea la mine acasă, mă întreba ea pe mine dacă vreau eu o cafea. <laughs> Băi, fără violență, te rog, eu frumos. Superb! <laughs> a zburat deja. A zburat deja. Bun, deci da, sincer, preferam să mă duc după soacra mea la aeroport decât să mă trezească nevastă mea în zbierăte că ea vrea să mănânce bonofi pai. Hai că ai țipat. La... <laughs> Bun, hai să o oprim aici că după aia mi-o bătaie. Mia a început să-mi spună ca să modific prin casă. A, nu. Nu, soacră când a venit a zis, vai ce frumos aveți. Vai de da, ce frumos. Vai și ce peisaj. Nu, a zis. A zis treaba asta. Și nu mai zic că pe drum a zis, băi, mă delin, tu ești băiat deștept. Astăzi. Da, astăzi mi-a zis cum meu mea care mă știe, na, fiind în aceeași generală și mergând la liceu împreună, ea la un liceu mai prost, eu la unul mai bun. Astăzi mi-a zis, eu am cel mai deștept cumnat”. Vă dați seama ce alți cum are Dacă eu sunt cel mai deștept Vă dați seama cum să iei alții Păi cum n-are și de la gagius ăsta A, ok, bine, e, cum nați, cum nați, ce atâta, ce atâta, cum se numește asta? Uh, două genuri. Poate că, na, poate că se identifică ce acum presupunem geniu, uh, geniu, genul. <laughs> nu este într-o relație? Poate că ea vrea să se identifice pentru a avea gluma mea sens cu a fi... Na, cine suntem noi acum să judecăm? Uh, deci da, a fost superb, superb. Păi zic. Aia nu cum nată, ei? Deci tot genul ăla de rudenie. Adică n-a zis am un cumnat, dar cumnată mi e mai deșteaptă. Nu, a zis cumnată mie e cel mai deștept. Nu așa a zis? Hai <laughs> că vă las. <laughs> Dacă nu-ți mai place de ea, o să o iubesc eu? Nu, e ok, e ok, încă e ok. <laughs> Bun, vă las, vă urez o, o săptămână frumoasă. Nu știu cum facem, nu știu dacă facem stream sâmbătă sau duminica viitoare. E greu, băi e super greu examenul, vă jur, e super greu examenul. O să văd, o să văd cum stau cu timpul. Seară frumoasă tuturor, aia vă zic. Ceau, ceau, numai bine, aveți grijă, da? O, ca că am greșit asta.